Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În această seară, o emisiune în două părți. În partea a doua, profesor universitar dr. Dan Dungaciu. Vom vorbi despre NATO, despre tot ceea ce se întâmplă la summitul NATO de la Vilnius. În prima parte, un alt profesor universitar dr. Olga Simionescu. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit, doamna doctor! Profesor universitar dr. Dermatologie. Asta mă ține încă în viață, șef secția clinică dermatologie, Spitalul Colentina. Noi ne întâlnim, trebuie să recunoaștem, din când în când, doamna doctor, și vorbim despre ce se întâmplă cu pielea noastră, cu organismul nostru, nu? Mai ales când e vară și nu numai. Când e vară. Eu nu am mai ieșit la soare de când v-am întâlnit pe dumneavoastră acum 20 de ani. Dar au trecut repede. Asta vă menține tânăr și... Mulțumesc, sunteți drăguță. Dar chiar așa, frumos. Soarele îmbătrânește. Pielea, nu? Soarele îmbătrânește 100%, da. Păi asta ar fi prima definiție, adică cu asta începem. Soarele îmbătrânește 100%. Pentru că soarele rupe colagenul, care este podul ce susține pielea. Și atunci, dacă nu mai ai podul, cade tot. Nu mai stă tonus, practic. Deci s-a dovedit foarte clar că atunci când razele soarelui într-o expunere cumulativă țintesc colagenul, se produc aceste rupturi și omul practic îmbătrânește. Adică vorbim de o îmbătrânire accelerată. Vorbiți un pic mai tare ca să audă toți fanii mei, că tinerețea aproape nu mai e. Sunt 40 de grade zilele astea. Mă gândesc că sunt mulți oameni care merg la mare și nu numai sunt expuși la soare. Ce înseamnă o expunere, mai ales la prânz, da, la temperaturile astea, doamna doctor? O expunere între orele astea în care fluxul și intensitatea ultravioletelor B este foarte mare, sunt foarte mari, că e și fluxul și intensitatea. Da, așa. Ca să fim așa. Să fim corecți, perfect, da? Este un risc imens de arsură solară, adică celulele practic se ard. Și s-a dovedit că această arsură stă la baza producerii cancerului cutanat provenit din epiderm. Epidermul este stratul cel mai superficial al pielii. Am înțeles. Deci nici vorbă să stăm la soare, ideea de bronz, că să ne bronzăm și așa mai departe, mai ales la ora prânzului. Aș merge pe o linie de mijloc, în sensul că nu poți să interzici unui om să aibă un tegumen bronzat, mai ales că în baza unui model cultural, cineva care e bronzat pare că are un status mai crescut socioeconomic. Că da? Nu știu dacă știam. Da, că ești mai slab, mai tonifiat. Știu, eu v-am ascultat pe dumneavoastră și n-am mai ieșit la soare. Fișel, că te-ai dus în insule și așa mai departe. Deci se poate, tipul 3 de piele, fiindcă noi avem 6 tipuri, cum am mai vorbit repetat în emisiune, tipul 3 de piele, da, poate să se bronzeze, dar necesităm o protecție. Și atunci există astăzi foarte mulți agenți ecran, foarte multe creme, emulsii, loțiuni, care ne pot ajuta să nu ne ardem, că noi asta vrem, să nu ne ardem. Bun, și aici la creme și la loțiuni, care este sfatul pe care ni-l dați? Adică sunt atât de să alegem produse. Ceva bun și care ne ajută. Și avem două mari categorii. Avem categoria minerală, categoria chimică. Categoria minerală reflectă, categoria chimică lucrează pe procesul de absorpție. În principiu ambele protejează, mai bun e agentul ecran mineral. Deci acelea de copii care au oxid de zinc, care au talc, alea deci mai bune. Deci cum le alegem pe astea minerale? Adică ce trebuie să... Să fie de la o firmă bună, consacrată, da. Să fie așa. Din farmacie, da? Chiar și din supermarket, dar să fie nu făcut pe un vapor în largul oceanului. Păi da? N-avem de unde să știm să asta. Să fie în termen de valabilitate și să fie cu spectru larg, adică să aibă o protecție de B și de A. Protecția deci... de B e cu cifră, protecția de A este cu stele. Și să fie minerale în primul rând. Adică mineral e ceva mai bun, da, e pentru pielea mai sensibilă. E mai scumpă asta cu minerale? Mai scumpă crema de protecție? Eu le primesc cadou, că-s mostre, nu știu, cu prețurile. Probabil că un pic mai mult decât puțin, atâta. Da. Și celelalte chimice? Celelalte chimice sunt și ele bune, dar dacă pielea este sensibilă, dacă persoana are și o altă boală, dacă soarele o mai agravează fiind în fotosensibilitate, atunci poate să-i producă el însuși probleme. Pe de altă parte, toată lumea zice, eu am o alergie la soare, dar de multe ori nu e chiar o alergie la soare, este o alergie dată de produsul ăsta, de protecție care nu e poate cel mai bun, care poate are parabeni și pe care soarele îl face să devină alergenic el însuși. Bun, deci până la urmă, eu ce cremă îmi iau?
Un agent ecran mineral de copii cu factor 50. Am Cred înțeles. Că astea de copii sunt cu minerale și sunt mai bune și mai nu bune. Au risc de a produce iritații. Dar de ce 50? Pentru că noi credeam acum 30 de ani da. Că un factor de 15 da. E blocaj total în baza legilor fizicii. Mm. Nu-i dă voie să intre. Soarelui. Practic, soare, ultravioletului B, mai precis, pentru că la asta mai se referă. Mai nebunit cu ultraviolet, aveam și o poezie cu au ultraviolet, și, se pare că e dăunătoare asta. Avem A și B. Da. Deci 15 consideram că era ecran total. Ei bine, s-a constatat acum că 30 este un ecran de 92%, maximum da. 94%, și că 50 este un ecran de 97% protecție. Bun, și dacă te dai cu 50, cu cremă pentru copii minerală, te mai bronzezi un pic? Te întreabă tinerele doamne. Bună întrebare. Depinde cum te dai, pentru că trebuie să te dai mult, o cantitate mare, întinsă gradual și uniform și reaplicată la 2 ore. Dacă după astea 2 ore mai stai în soare și nu te-ai dat, te arzi îngrozitor. Te arzi, adică da. Normal. Altfel, el face o protecție de 97%, teoretic nu. Deci teoretic nu te bronzezi. Nu, teoretic nu, pentru că păi protejează. Și atunci de ce să mai stai la soare atunci? Păi stai la soare, păi asta e întrebarea, că nu trebuie să stai la soare, să te nu trebuie să stai te la soare, depinde, dar dacă stai la soare, vrei să te bronzezi, trebuie dai să te cu un ecran protejezi. De 20, de 30, dar în funcție de tipul de piele. Dacă pielea este foarte albă, foarte lăptoasă, dacă trebuie pielea de 50, e... asta, exact, clar. Asta, n-ai voie protecție. Să te bronzezi, pentru că ce înseamnă diferența? Este cantitatea de melanină, de pigment, și atunci dacă tu nu ai melanină, cine te protejează? Am înțeles. Și cei care au pielea mai închisă, mai creol... Au mai... melanină. O melanină au și melanină. Poate să dea cu un, să nu dea cu 50. Dacă sunt tipul 4, 5 sau 6, chiar nu mai au nevoie să-și dea cu agent ecran. Problema e la 3, iar noi, România, suntem de obicei un 3, adică tipul de mijloc. O pigmentare constituțională moderată, ne putem arde, dar de obicei ne bronzăm gradual și uniform. Și noi trebuie să fim protejați. Bineînțeles și 1 și 2, care sunt foarte, foarte albi. Foarte albi și foarte expuși, foarte și vulnerabili. Și foarte expuși, foarte vulnerabili, îmbătrânesc primii și au cea mai mare incidență a cancerului de piele. Dacă suntem la 1, 2, 3, 4 sau până de la obicei, 5, până la ce oră? Omul își poate... Până la ce oră? Până la ce? De la 1 la 6. De la 1 la 6. 6 ce înseamnă? Cel mai mult? 6 înseamnă foarte, foarte închisă. Cum se determină asta? Se determină, este un sistem propus acum foarte mulți ani, în 1986, în da. Scopul de a determina riscul de cancer cutanat. Se cheamă sistemul fototipurilor cutanate. Da. Și fie există un tabel în care omul răspunde la niște întrebări, de obicei cum îi răspunde lui pielea neprotejată la primele 30 de minute de expunere la soare și își face un scor sau medicul specialist îl vede că cu asta se ocupă. A, deci medicul. Eu ce am? 3. De la... Un 3 adevărat. Deci eu am un 3 adevărat. Un 3 uite adevărat, dar cu elemente de milky, cu elemente lăptoase. Cu elemente lăptoase. Adică un lucrător de interior cu expunere accidentale. Hai să-ți dau profilul. Da, deci lucrător de interior cu expunere accidentale la soare, pe perioada vacanțelor, risc de melanom mai puțin de carcinom. Dar nestând la soare, riscul scade până la se anula. Pentru că sunt dovezi că expunerea la soare a lucrătorului de interior depresează poate să determine mutații, sunt peste 700 de mutații cunoscute în melanom și să inducă acest cancer. Dar dacă omul nu stă la soare, eu nu pățește nimic. Nu puteam să stau liniștit să nu te invit totuși, adică... Păi vine bun. Ziua ta și în fiecare an îmi faci acest cadou. Apropo, mulțumesc. Apropo de melanom, da? Pentru că se vorbește da. Foarte mult. Ce înseamnă melanom? Melanomul este cel mai rău cancer de piele. El provine din celule de pigment și dacă depășește anumiți parametri ai dezvoltării sale, este profund mortal, rapid metastazant, linfohematogen. Dacă însă îl prindem într-o fază precoce, printr-o operație corect executată, pacientului se salvează viața. Deci melanomul e redutabil, e mai grav decât cancerul de stomac, decât limfoamele, decât cancerul de prostată. Melanomul ăsta este o formațiune mică, aproape insignifiantă, neagră, și care omoară rapid. Și trebuie descoperită în timp? Cu cât îl descoperi mai repede. Cauza principală, soarele, expunere la soare? Sau? Pe bază genetică. Deci există o bază genetică pe care acționează factori de mediu plus comportamentul individului. Comportamentul la lui soare. La soare. La adică soare. Trebuie... Lucrător de interior sau de exterior. Are legătură cu ceea ce îmi spuneai, cu gradul acela? Absolut. Adică mai da. Greu să faci melanom dacă ești... Și cu arsura solară.
Dacă descendentul ce din înseamnă cu arsul la soare? Dacă omul s-a ars la soare, are risc mai mare să facă melanom. Mm. Dacă omul e descendent din cineva cu melanom, un părinte, tată sau mamă cu melanom, el trebuie căutat. Dacă nu stă la soare, riscul e quasi inexistent. Am înțeles. Pe de altă parte, sunt și contestatare ai teoriei acesteia cu soarele pe două considerente. Unul, că există tabele în care există mai multe feluri de melanom. Unele sunt legate de expunerea la soare, altele nu. Și pe de altă parte, apar melanome în zonele pe care soarele nu le vede. Și atunci ei spun contestatarii, și cum a apărut acolo, pe bază genetică. Pe de altă parte, există tipul 6 de piele foarte închisă la culoare, care face melanom, dar nu are factorii de risc ai melanomului la caucazian și atunci apare la nivelul tălpilor, pe mucoase. Și nu e atât de periculos? Sau nu e atât de... E uneori foarte periculos, pentru că melanomul de mucoase e foarte grav. Am înțeles. Deci avem un fond genetic puternic. Bun, am citit mai multe lucruri despre asta și am văzut că melanoma afectează tot mai des populația tânără, din ce în ce mai tânără. Aceasta e o descoperire a ultimilor ani. Deci, inițial, studiile americane arătau că melanomul apare la vârstnici, mă rog, la persoane peste 55-60 de ani și predileg la bărbași. Acum s-a deplasat vârful de incidență către populația tânără, 25-30 de ani, pentru că noi melanomul îl consideram excepțional la copii. Și acum există și melanome la copii, desigur altele decât melanomele congenitale, adică apărute pe nevii giganți și copilașii aceia bebelușii se nășteau direct cu această problemă. Dar altfel mă refer la melanomul dobândit. Dobândit? Dobândit acesta. Tot deci în urma... obicei, în urma expunerii la soare, de obicei apărea la vârstnici, acum apare din ce în ce mai mult la tineri. Asta înseamnă... e o descoperire a ultimilor ani. Apropo de ce spuneați mai devreme, copiii trebuie cel mai bine protejați. Absolut, pentru că nu au pigmentul de săvârșit până la pubertate. Mm-hmm. Nu au modelul hormonal și sunt vulnerabili, nu știu să se apere. Și atunci crema de care spuneați, 50, protecție 50... De copii, pentru de aceștia copii. Mici, iar copilul trebuie expus la soare după vârsta de 6 luni, cu pălăriuța albă, costumele, acele anti-UV, le numeam noi de neopren, dar acum sunt și fibre mai bune, țesături superioare, astea sunt înalt protective. Și pe unde mă duc în vacanță, văd o felul de copilași care au costume care din au astea. De astea. Da. Dar ce e adevărat și fază referitor la aceste creme de protecție? Pentru că tot auzim că nu sunt bune, că sunt... Și dumneavoastră spuneați mai devreme că sunt făcute pe nu știu ce vas. Depinde de cine le face. Acum există moda în anumite țări ale lumii să apară la dispensare și să te duci și să-ți iei de pe stradă din stația de metrou sau de autobuz și să-ți dai cu agent ecran sau să fii la un joc de tenis și să te duci și să-ți iei din tribună și să-ți reînnoiești după 2 ore. Ideea e foarte bună, fiindcă noi cum definim? Toată lumea mă întreabă mie ce agent ecran îmi trebuie. La carte spune foarte clar. Agentul ecran care e cel mai bun e cel pe care îl dai, fiindcă lumea de obicei nu-și dă. Sau dacă își dă, își dă puțin și apoi nu-și mai dă. Mm-hmm. Cu toate acestea, mergem pe o scară puțin mai sus. Dacă noi luăm de la dispenser și suntem cu tegument alergic și nu cunoaștem ce am pus sau gradul de expirare sau ce ar fi la noi în țară să vină la metrou, mm-hmm. presupunând că după 5 minute am găsit agentul ecran în dispensare. Deci trebuie să fie de la niște firme acreditate, să fie special de copii, special de adulți, dacă vrem să fie by the book, adică ca la carte. Eu nu zic că nu e o idee bună, dar implementarea acesteia necesită un fine tuning care adesea e dificil. Am înțeles. Cu ultravioletele astea A și B, care sunt? Îmbătrânește B arde. Ambele dau cancer. Am crezut că măcar una dintre ele să fie. Când e la prânz, de obicei e B. E B și la dimineața? A. Când se duc domnișoare la ultravioletele, se duc la A. Și ce se întâmplă la A? Se simte ele bine. Că... Păi nu, dar care arde? A-ul, nu? Nu, B-ul. B-ul arde. De la și A-ul ce face? A-ul merge profund, rupe colagenul ăla mai repede. A-ul îmbătrânește. Doamna Simionescu, serios acum? Păi nu, atunci înseamnă că asta era o legendă. Să te scol dimineața... Da, și mama se grăbea să ne ducă la ultraviolete de dimineață. Înainte de a face facultatea erau și așa mai departe. Erau cu cei 5 ani în urmă. Bun, adică, da. Cu 10 ani în urmă. Ani. Păi bun, și deci nu e bine nici dimineața. Teoria asta nu mai e valabilă acum. S-au schimbat așa de mult serios, în înțelegerea noastră pentru că organizațiile de luptă împotriva cancerului cutanat, sumele uriașe care provin din
firmele astea, companiile astea care fac produsele astea de fotoprotecție, au împins înainte cunoașterea și astăzi sunt terapii inovatoare care sunt disponibile și în țara noastră, inclusiv pe melanom. Și dacă e în interesul lor și e fals ceea ce ne spun? Bună întrebare și bună chestiune. Serios? Se pare că dacă suntem siguri că agentul ecran protejează pentru carcinom, pentru cancerul care nu vine din celule de pigment, la melanom s-a dovedit că doze care sunt mai mici de radiații, care sunt mai mici decât cele care ar putea induce și ele mutații în celule. Adică și alea ultravioletele de dimineață. Exact. Păi ce să mai... Nu mai pot să articulez nimic. Serios, s-au făcut pași mari în înțelegerea bolilor. Deci asta era o legendă pe 30 dimineața? Se salvează viața astăzi, pentru că știm cu ce ne confruntăm. Doamna, dermatoscopia a căpătat. Stați o secundă, deci practic aia era o legendă. Să te trezești dimineața... Da, păi și mama mă trimite. Păi am înțeles, deci era o legendă. Absolut. Ce să faci la ultraviolete? Deci fals totul la un cap la apă, da? Ultravioletele în familie îți dau o stare de bine, ești liniștit la vacanță. Bun, nu, acum eu vorbeam mai că practic e... Dar altceva ce să facă? Nu ard, așa dar cum pătrund... tutunul e factor de risc pentru cancerul pulmonar, așa există dovezi științifice clare că pe o bază genetică... Am înțeles. La nivel intim molecular deci, s-au găsit semnăturile de ultraviolete. Nici ultravioletele de dimineață, nici ele nu fac bine de la prima oră, sunt dezastru. Nu sunt păi dezastru. Și noi de ce am crezut asta atâta vreme? Pentru că nu cunoșteam încă totul. Noi credeam că agentul ecran de 15 un protector total. Noi aveam cu totul și cu totul alte repere. Când am fost acum două săptămâni la mare, m-am gândit că de așa dacă mă trezesc, bine, nu m-am trezit cei drept, pe la 7 dimineața sunt foarte bune ultravioletele de dimineață. În oribil. Sensul că nu ard. Deci, nu ard, dar pătrund și cade pielea, o îmbătrânește. Asta e, dar în expunere cumulativă, nu că ne ducem mâine la faleză și ne arzi, dacă stăm mai multă vreme. Și adică, dacă pielea ce înseamnă să stăm mai multă vreme? An de zile. An de zile să te duci atunci? Da, da. Deci totuși e mult mai bine să mergi la primele orele dimineții, asta dacă e clar. Dacă ar fi să alegem, totuși, mai bine te duci dimineața sau te duci după ora 4, după masă 4 și jumătate, decât să mergi între orele 10 jumate și 4. Am înțeles. Și care e diferența între melanom și carcinom? Celulele. Melanomul e dintr-o celulă care are pigment, carcinomul e din altă celulă care nu-l are. Melanomul e mult mai agresiv, carcinomul nu este așa agresiv. De carcinom nu prea se moare. De bazul aproape deloc. Are o rată minusculă de metastazare. Are 0,0021%. Și carcinomul spinocelular e undeva între ele, dar bine operat și eventual radiotratat, nu moare nimeni de el. Am înțeles. Vorbeați mai devreme de alergiile, de fapt despre arsuri solare și despre alergii. Cum vedem diferența, cum identificăm o alergie solară și o arsură solară? Alergia solară este o umbrelă. Toată lumea spune eu am alergie la soare, dar de fapt ea se referă la două boli destul de rare, la urticaria solară, care nu e foarte frecventă, sau la erupția polimorfă la lumină. Dar este o umbrelă sub care acceptăm toată patologia asta actinică, patologia dată de soare, care are drept standard acut actinită, adică arsura pielii la soare, care poate să meargă până la faze avansate, insolația, unde se face un edem cerebral, tulburări hidroelectrolitice, necesită ATI. Chestii grave. Da. Și cum tratăm, să spunem, hai că nu e o arsură, poate până la arsura solară, da? Că sunt tot felul de variante. Ne dăm cu crema, am vorbit despre cremele cu care te dai înainte. Și în caz de semi-arsură sau în cazul în care te-ai înroșit, da, ce trebuie să faci? În cazul în care s-a produs, omul iese din soare. Asta e prima metodă. Apoi primește calmante, dar nu cu iaurt, cum era pe timpul, sau cu tot felul de soluții din astea naturiste, cu soluții cu puțin antiinflamator local. Da? Se hidratează mult cu lichide non-alcoolice pentru că avem nevoie să nu facem aceste pierderi hidroelectrolitice, deci de ioni,
și nu mai are voie să stea în soare câteva zile și apoi totdeauna va sta protejat. Dar ideea noastră e să nu se ardă, pentru că dacă acolo. Te-ai dus la arsură, deja e bifatul un factor de risc pentru melanom. Ori inițial noi credeam că factorul de risc pentru melanom este un pacient care s-a ars până la vârsta de 18 ani, dar azi ghidul european spune că nu mai contează, că dacă te arzi oricând. Adică și după, deci 18 să nu și după absolut. 30 și așa mai că departe. Că noi bifăm niște criterii. Ce înseamnă să fii ars de soare? Să faci actinită, adică să fii foarte roșu și să te usture și ulterior, după ce trece această arsură, să rămână, cum numim noi, lentiginoză eruptivă, să rămână niște pete maronii, adesea pe toracele postero-superior, pentru că noi căutăm arsura solară pe arii fotoexpuse, pe arii pe care soarele le vede. Adică în momentul în care ajung masivul la dumneavoastră, facial, la medic, observați asta sau trebuie să faceți investigații suplimentare? Se vede la, cu ochiul liber. Da, absolut. Eventual cu o lupă sau există o lumină care să... Absolut. Am înțeles. Păi bun, și atunci noi de ce eram fericiți când ne cădea un rând de piele? Nu știu să răspund la întrebarea asta. Ce? Nu ai trăit asta când erați la mare? Noi nu cred că eram... că ne bronzam. Da, și ne bronzam după și cădea un rând de piele. Bronzul nu e o arsură, să ne înțelegem. Bronzul înseamnă o hiperpigmentare dobândită. Deci ne bronzăm și cu B și cu A. Și pielea bronzată nu este o piele arsă, nicio legătură. Și după ce bronzul se duce, atunci se produce o descoamare superficială. Acum, de ce suntem noi fericiți că ne-am făcut descoamarea asta, n-aș ști să răspund. Unii sunt fericiți, alții nu. Pentru că e o întrebare filozofică, poetică. Păi, nu vă aduceți aminte când stăteam și ne bronzam și după aceea ne cădea un rând de piele și era o nebunie. Și eram atât de fericiți. Poftiți? Eram atât de fericiți că eram până la pandemie. Păi, bun, dacă stai prea mult la soare, ai parte de arsuri, dar poți să te și bronzezi fără să fii arsur. Păi și cum te bronzezi dacă te dai cu crema aia? Inteligent. În primul rând pregătim pielea prin expuneri, nu e cazul. Haideți să prin trecem expuneri mai departe, așa. De scurtă durată. În al ce doi, înseamnă expuneri de scurtă cât durată? Cât un sfert de oră, 20 de minute, 30 de minute. Apoi putem să mergem cu ecrane parțiale, să dăm cu 20, să mergem cu 10. Și să stăm tot așa câte un sfert de oră, 20 nu, de minute? Nu, și dacă dăm, de exemplu, cu 30 ne mai și bronzăm. Dacă dăm cu 20, nu, dacă păi nu că stai, cât... De exemplu, între 11 și 4 chiar nu trebuie să stai la bronzare. Doamna doctor, eu mi-aduc aminte că era chestia asta. Omul când vine la mare și el 2-3 zile și l-a stat acolo până lui uită Dumnezeu ca să se bronzeze. Sunt chemată la emisiune să speriu oamenii, știu. Dar adevărul e că noi nu trebuie să ne speriem. Noi trebuie să înțelegem treaba. Să înțelegem. Că noi dacă n-ai bază genetică, nu ți se poate întâmpla mare lucru. Că toți fumează și nu fac. Adică sunt unii care fumează și nu fac cancer pulmonar. Adevărat. Adevărul este că nu veniți la emisiune ca să speriați oamenii. Absolut. Că uite, eu sunt cel mai bun exemplu, că ne-am întâlnit prima dată acum 20 de ani și de atunci nu m-am mai văzut soarele. Serios, adică întreagăt așa, am pasat. Dar acum sunteți tânăr, nu vă arătați vârsta. E adevărat, da. Și vreau să fac prietenă pe litoral, la anul, am înțeles. Ca să stau la soare fără cremă, asta. Dimineața la 7, la nudiști. Și eu am trecut peste prima noastră întâlnire în care m-ați întrebat... Nu mai știu, nu mai prostit ceva. Da, chiar o să fie eronat acest diagnostic. Vă pricepeți, nu vă pricepeți? Eu cum iau treaba asta? Că făceam un total body skin examination. Îmi cer scuze. La Daria. Da, la Daria. Păi cu alunițele, stați un pic, că e cel mai important. Mai avem 3 minute. Vorbim. Cu alunițele, păi spuneți. Alunițele sunt bune și sunt suspecte rele. Alunițele, de obicei, toate sunt benigne. Benign e bun, malign e rău. Da. Dacă alunițele sunt agitate, trebuie fie să fie urmărite, fie să fie scoase. Și atunci omul, când are sindromul nevilor displazici, deci alunițe mai multe agitate, trebuie să vină să-i se facă un examen dermatoscopic, un mapping. Și atunci un mapping, o cartare. Aha. Și atunci medicul specialist îi spune: te văd în 3 luni sau 6 luni sau un an sau nu te văd, nu trebuie să te mai văd, sau trebuie să faci o operație, să ți se scoată ca să nu pățești nimic. Alunițele sunt foarte important de a fi urmărite, pentru că profilul lor ne dă profilul individului. Profilul pielii, în ce măsură este predispus la cancer de piele și așa mai departe. Este foarte sigură această operație de scoatere a alunițelor, de cum se extinde? Bună întrebare. Lumea zice, dacă umbli la alunițe o să dau un cancer pentru că un vecin avea am și după 6 luni așa. Am auzit deseori asta, da. Dacă medicul este expert,
El de obicei rezolvă foarte bine problema și noi facem o excizie cu margine îngustă pe lângă formațiune. Noi nu interceptăm formațiunea. Practic, ea este scoasă, deci, fără să fie atinsă. Deci e scoasă ca un excavator, exact. Scoasă ca un excavator și dată la microscop și în funcție de microscop îți spune dacă mai trebuie să reșizezi sau nu. Pe de altă parte, sunt articole care spun că și dacă intri în formațiunea respectivă, nu există un risc ca să omoară omul, mare ca din punct de vedere al metastazelor. Dar nu este potrivit. De aia noi cu dermatoscopul ăla ne uităm și știm precis cu cine ne luptăm, caracterizăm mai bine formațiune. Tratamente de tip vampir. Plasma îmbogățită în trombocite, trombocitul e o pic, celulă. Nu vorbiți atât pe înțelesul tuturor. Eu mai înțeleg cât de, pe neînțelesul tuturor. Eu mai înțeleg. Tratament. Celulele numite trombocite, deci, practic, sunt scoase și sunt puse la loc. Scoate din, scos din sânge și dumneavoastră faceți această... Și punem în piele, da. Deci, cu rezultate uimitoare. Sânge. Da. Ce cantitate de trombocite? Nu, cantitatea de sânge. De sânge, scoate, mă rog, o cantitate de sânge într-o eprubetă ca în mod normal la orice recoltare. Nu înțeles. Este o mare cantitate. Mm-hmm. Și se pune pe o eprubetă specială, se centrifugează și aceste trombocite, deci efectiv elemente, plachete sanguine se numesc, elemente implicate în coagulare de obicei, s-a dovedit în ultimii ani ca un efect regenerator. Și atunci noi le luăm și le reinjectăm. După această centrifugare, cele mai multe sunt în zona feței? Foarte multe zona feței pentru lifting, pentru cicatrici, pentru alopecii, pentru căderea părului, în lichenul scleroatrofic. Pentru căderea părului, păi vin, la ce ore pot să vin? Deci, este dureroasă această... Nu, că se face cu anestezie. Se pune o cremă anestezică. Anestezie locală. Locală, da. Am înțeles. Da. Nu e dureroasă. Practic, deloc. Aici nu mai vorbim de tot felul de substanțe pe care ți le injectezi în... Exact. Aici e un transplant autolog al tău de trombocite. Sângele tău pe care ți-l... Absolut. Dar pacientul trebuie să urmărească eprubeta ca să nu creadă că îi pui sânge de la altcineva. Adică e foarte important să fie etic în fața pacientului. De la mască aș vrea și eu sânge. Cunoaștem... De la ăștia bogați aș vrea și cunoaștem articolul acela, în urma căruia unii clienți de la spa au fost diagnosticați ulterior cu diverse boli. Da. A trecut atât de repede și mai aveam foarte multe lucruri. Ne vedem la toamnă, un pic. O să întreb și de soarele ăsta de iarnă, sigur că e mai blând. O să-i rog pe colegii mei să-l invite pe domnul Dungaciu în studio. Doamna Simionescu, vă mulțumesc mult de tot. Atenție la aceste, unde se fac aceste tratamente de tip vampir. Pentru că, așa cum spuneați, sunt oameni care au luat SIDA pe românește. Dar nu de la personal medical. Nu de la personal medical? Erau făcute fără autorizare. Erau niște proceduri clandestine, făcute de oameni care nu aveau pregătire. Și atunci foloseau același instrumentar. Și, e greu de precizat ce s-a întâmplat, dacă de acolo a fost sursa, dar important e că nu erau medici. Deci, dumneavoastră, unde vă duceți la mare, între ce ore și ce ore stați la soare? Eu nu stau cu ce cremă vă dați? A, nu? Mă dau cu o cremă, un spray de copii de 50. Un spray de copii. Și mai am o 50. Cremă care e îngrozitor de scumpă, dar care e pentru față. Și aia tot pentru protecție, cum ar veni. Numai de protecție, un agent ecran, da. Am înțeles. Face mai multe și lucruri. Și la plajă mergeți dimineața? Sau? Eu nu fac plajă. Nu faceți plajă? Nu, numai ce... not. E un not și când notați. Îmi dau cu cremă și ce... după aia mi-o reaplic. Da. Unde vă duceți la mare? Mulțumesc mult, Olga Simionescu. Să ne vedem cu bine la toamnă, nu la anul, ca să vorbim, să vedem ce înseamnă soarele toamnă, iarnă, primăvară și așa mai departe. Mulțumesc mult, doamna doctor. A fost doamna doctor Olga Simionescu. În partea a doua, imediat în fața dumneavoastră, va fi prezent domnul profesor universitar dr. Dan Dungaciu, director Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Ionice Brătianu al Academiei Române. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit. Ce ați făcut cu NATO? Înțeleg că nu e tocmai ce... Vă deranjez prin, practic prin invitație, nu? În primul rând și după aceea încep și celelalte neajunsuri. Nu cred că era o surpriză faptul că n-a fost invitată, că ăsta este adevărul, Ucraina-NATO. Sau erau alte așteptări, sau... S-a gândit că până Ceaușescu s-a hotărât sau au fost opinii că în ultima clipă o să fie o surpriză și Ucraina o să fie invitată în NATO. M-am intrat brusc în
Dar cum credeți că e? Vă iau așa, vă întreb de o întrebare ușoară de vară, ca un șpriț. Vă rog, iertați-mă. Era un cântec despre, mă rog, NATO, pe vremuri, apropo de melodii. NATO, da, dar nu, da, nu rog, să reproduc acum. Nu, 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 vă rog. Cred că dacă acest summit nu ar fi avut vestea din partea președintelui Erdogan că în relația cu Suedia lucrurile se pot amenaja, ar fi fost un eșec politic total, din păcate. Summitul acesta, dacă era să nu transmită niciun mesaj politic coerent, atunci mai bine nu ar fi avut loc, pentru că e foarte greu de gestionat. Sigur că aspectele tehnice ale NATO și toate acele mii de pagini, 4.000 de pagini despre planurile operaționale sunt lucruri importante. Dar până la urmă, discuția politică despre NATO rămâne importantă. Domnul Erdogan a reușit, într-un fel, să salveze politic, transmițând mesajul că Suedia va putea fi primită. În realitate, președintele Turciei n-a transmis nimic. Președintele Turciei a transmis mesajul doar că va transmite solicitarea Parlamentului Turc. Atât a spus Erdogan. El, înțelegând foarte clar că e nevoie, lumea NATO, lumea occidentală, are nevoie de un mesaj din partea lui. Nu se putea fără. Și domnul Erdogan, care este probabil unul dintre cel mai bun negociator și cel mai pragmatic dintre lideri, a speculat acest moment. Noi nu avem în acest moment nicio garanție că Suedia va intra în NATO. Domnul Erdogan a făcut ce a făcut în sau poate face ce a făcut în 2002. În 2002, atunci când s-a pus problema ca trupele americane să folosească baze militare de la Izmir pentru a ataca Irakul, după o vizită decembrie 2002 în Statele Unite a domnului Erdogan, domnul Erdogan a spus: votează Parlamentul utilizarea bazelor militare. Fiecare să voteze după conștiința lui. La vot a picat și americanii n-au putut folosi bazele din Izmir, bazele turcești. A fost un mare scandal la vremea respectivă. Dar s-a întâmplat așa. N-avem nicio garanție că atunci când Suedia va fi supusă la vot în Parlamentul turc, nu vor vota turcii după conștiința lor. Prin urmare, ce s-a obținut politic la NATO nu este nimic, cel puțin până când președintele Erdogan și Turcia nu vor primi ceea ce probabil că au negociat deja. Ce a negociat domnul Erdogan? Greu de spus. Probabil că lucrul pe care și-l dorește în momentul ăsta cel mai mult este o vizită în Statele Unite, care ar cimenta poziția de lider care joacă mult peste greutatea lui în ring. Și lider regional, de fapt. Mai mult decât lider regional. Dânsul un este lider o putere, important din Europa. Dânsul este o putere medie, nu cum se spune astăzi, o putere semnificativă, o putere medie. Cum încep să joace tot mai multe state, Arabia Saudită, Brazilia, Israelul, Turcia. Deci toate aceste state care încep să joace. Domnul Erdogan a avut o posibilitate, o șansă extraordinară la acest summit și cu siguranță și-a jucat-o. Pe dimensiunea europeană, pe dimensiunea relației cu America sau mai știu eu pe ce alte dosare care interesează în acest moment. Deci dânsul este câștigător acestui summit până la urmă, politic vorbind, pentru că n-a promis nimic decât că o dă Parlamentului. Suedia nu are nicio garanție că va intra în NATO. Doi, dacă mă întrebați pe mine, eu nu sunt convins că Suedia vrea cu adevărat să intre în NATO. Dumneavoastră vă admitiți foarte bine, ați fost artizanul, mă rog, inclusiv al dezbaterilor legate de asta pe vremuri, cum se comporta România înainte de a intra în NATO. Tot dispozitivul instituțional al României era calibrat și nu era nicio împingere de la spate, era pur și simplu un sentiment genuin, da, natural, pentru că în perspectiva noastră, era firesc, absolut firesc, istoria cu Rusia, securitatea în prim plan, inclusiv NATO funcționa ca o compensație pentru Uniunea Europeană, pentru că noi nu ne imaginam că viața poate să se desfășoare în afara spațiului euroatlantic, asta a fost gândul. Noi n-am fost atunci nici ucrainieni, nici cetățeni ai Republicii Moldova. Pentru noi era NATO inclusiv un soi de compensație. Nu suntem în Uniunea Europeană, trebuie să fim în NATO. Tot dispozitivul instituțional era calibrat să îndemnească acest obiectiv. Ce spun suedezii când se arde s-a cadat. Și populația, mi-aduc aminte, iertați-mă doar o secundă, indiscutabil. Îi dorea lucrul ăsta. Adică scorul de 89-90%, adică buzoala geopolitică a României era ferm. În Suedia, din când în când, cu regularitate ceasornic, se mai dă foc la un Coran. Asta e un gest care, iertați-mă, cel puțin lipsit de elementar bun simț sau de bun gust, dacă vreți. Dar cum se poate întâmpla? Sună la provocare, până la urmă, adică e provocator. Cum se poate ca într-o țară în care, pe primul hai să zic așa, vinovat, l-a identificat ca având relații cu Federația Rusă, să mai lași odată să se întâmple acest lucru? Ce spun diplomații suedezi? Nu putem face nimic justiție.
Domnilor, justiția e o chestiune omenească. Pentru că inclusiv legile Suediei, cu tot respectul pentru legile Constituției Suediei, n-au fost date de Moise care a coborât de pe Sfântul Munte și a spus, iată legile Suediei. Este un parlament, că de aici se numește legislativ, care votează niște legi. Se pot adapta, se pot modifica și așa mai departe. Dacă tu vezi că în sistemul tău instituțional e o breșă care permite unora să facă provocări, ca să-l pună pe președintele Erdogan într-o situație imposibilă, pentru că să arzi un Coran este urât pentru toată lumea, dar un președinte Erdogan care ține la lucrurile acestea și e un președinte suficient de puternic și suficient de angajat pe subiectul ăsta, evident că asta nu te ajută. De ce nu faci asta? De ce nu faci? De ce transmiți sentimentul că Suedia ar vrea să se comporte ca și cum ar fi membră NATO, dar nu e cu adevărat? Adică să vină avioane americane pe aeroporturile din, mă rog, suedeze, să fie prezență militară acolo, dar să nu fie chiar membru NATO. Adică un soi de un pic și NATO, un pic și în afară. Asta e sentimentul pe care îl dă Suedia în momentul ăsta. Nu se poate și cu. Și evident că nu se poate, dar Suedia transmite un mesaj care politic, iertați-mă că o spun, asta experiența este europeană, n-are nicio legătură cu dorința politică de a intra în NATO. Deci, deocamdată avem la nivel de imagine, mă rog, o victorie în sensul în care, iată că Suedia, NATO este unit și Suedia va intra în NATO. Dar în ceea ce privește Ucraina, sigur că aici lucrurile erau, ca să zic așa, cum ați sugerat și dumneavoastră, din plecare, născută moartă, ca să zic așa. N-aveai cum să-i oferi o garanție. Sunteți Ucrainei. Sceptic în general, domnule profesor? Nu, în general, în particular. Eu știu, în nu, particular, general, apropo de tot ce se întâmplă. Eu știu analizele dumneavoastră care până una alta s-au confirmat de când stăm de vorbă de un an și jumătate. Dar spuneți-mi, vă rog, atunci, vă întreb altfel, stați o secundă. Este rezultatul propagandei acest optimism exagerat și care se schimba de la o zi la altul sau ce? Totuși o analiză corectă și... E și propaganda, e și dorință. Să nu uităm că aici suntem într-un război al unor opțiuni. Foarte multă lume credea, cum crede în continuare, că Ucraina va câștiga acest război, că NATO trebuie să se angajeze în acest război, că America trebuie să fie mai fermă în a-i furniza Ucrainei tot ce are nevoie în termen scurt. Să nu se teamă, profeția că Ucraina nu va câștiga război este o profeție care se auto-îndeplinește, spun cei care susțin acest punct de vedere, în sensul în care dacă noi credem că Ucraina nu va câștiga război, nu va câștiga. Pentru că secretarul, șeful statului major american, la începutul războiului, a spus că nu dăm arme ucrainienilor, arme performante, pe vor cădea în mâna rușilor. Și atunci, pentru că Ucraina oricum nu câștigă. A fost o reticență de la început a Statelor Unite, care a fost la început tehnică, militară. Între timp, dimensiunea reticenței a devenit politică. Cu cât ne apropiem de 2024, și noi am mai vorbit în această emisiune că anul 2023 trebuie citit nu din perspectiva lui 2022, ci din perspectiva lui 2024. Cât ne apropiem de alegeri, cu atât reticența devine mai acută. Chiar dorința despre care vorbeați. Sceptici suntem noi, da. Politicienii și cei mari, inclusiv de la Washington, ei nu se gândesc, nu-și permit să fie sceptici sau optimiști. Ei se gândesc în termeni foarte clar. Ce urmează în 2024? Alegeri prezidențiale, care sunt în America, mai vorbit, existențiale. Nu există, e regime change acolo, la ce tensiune enormă este. Creșterea lui Donald Trump în sondaj, care e reală. Donald Trump astăzi funcționează în piața politică americană, cu performanțe, din punctul meu de vedere, dar cred că nu e numai al meu, mai bune decât în 2016. E mai bun, mai aplicat, a învățat enorm de multe, echipa lui de companie este indiscutabil mai profesionistă. Sau cel puțin își ascultă echipa de campanie mai mult decât ce-o asculta acum 4 ani de zile sau 6 ani de zile. Deci omul este realmente înconjurat de mulțime, strânge zeci de mii de oameni, dacă nu sute de mii de oameni, deci omul este o forță politică în momentul ăsta. Dacă adaugi actualei administrații, care n-a fost din foarte multe puncte de vedere performantă, eșecul politicii externe și de securitate e o chestiune care va fi greu gestionată de președintele Biden, care a intrat în politică ca cel mai titrat politician din Statele Unite pe probleme de relații internaționale și chestiuni strategice. S-a întâlnit cu toți liderii lumii, a vizitat toate țările, știe tot. Știe tot, dar s-a întâmplat Afganistan. Și acum Ucraina. Știe tot, dar se poate întâmpla Ucraina. Sentimentul pe care l-am este că s-ar putea ca la Washington cineva să se gândească că acest război trebuie să fie oprit anul acesta. Ca să nu se intre în campanie cu un război nesfârșit, ca nu se știe unde va duce. Altminteri spus, Ucraina mai are fereastră de oportunitate de această vară-toamnă.
pe urmă vine iarna. Păi, au fost declarații în sensul ăsta, că ei, Ucraina va intra în NATO dacă va câștiga războiul și dacă va câștiga războiul până la sfârșitul anului. Nu pot să-i da garanții, pentru că asta ar juca, asta ar juca exact pe narațiunea rusă. Pentru că rușii ce spun? Occidentalii vin spre noi, vor să extindă NATO și dacă spui, de exemplu, ai fi spus în textul final, sau vei spune în textul final, teoretic, evident, Ucraina va intra în NATO după ce a terminat războiul. Păi nu scrie asta. Păi, dacă ai gândi așa, că nu poți să o pui în NATO în timpul războiului, ce interes vor avea rușii să oprească războiul? Păi rușii vor ține războiul ăla exact atât cât de nevoie până se va... Bun. Deci n-aveai cum să-i dai Ucrainei ceva... Și ne întoarcem la America. Dumneavoastră spuneți că e posibil ca administrația Biden să gândească într-un fel sau altul să oprească războiul. Da, ca să nu intre în anul electoral 2024 cu această... spunem, tinichea, această problemă să nu... Problema care ar accentua geometric eșecul din retrage în Afganistan. Deocamdată acela s-a uitat. Dar gândiți-vă că în campania electorală ai doi republicani în primaries, DeSantis și Trump, sau Trump și DeSantis, din care va rămâne unul, care nici, care ambii, sau indiferent cine va rămâne... Oricare dintre cei care oricare dintre cel care va fi candidatul republican după primaries, va fi împotriva acestei chestiuni. Adică nu o tratează așa cum s-ar fi, mă rog, cum crede probabil partea democrată că ar trebui tratată. Dacă lucrurile nu ies bine, domnul Biden va fi atacat și pe această chestiune. L-ai dus într-un război, nu l-ai terminat, ești în conflict cu toată lumea. America nu mai e respectată, America nu reușește nici măcar America cu tot... America cheltuiește. America nici măcar cu Uniunea Europeană, cu G7, cu tot ce vreți dumneavoastră, cu dispozitivul NATO, nu reușește să învingă Federația Rusă? Pentru că vedeți ce se întâmplă, chiar dacă nu sesizăm foarte bine... Când a fost ofensiva rușilor și rușii nu reușeau să câștige, tot ce zilele în care treceau și rușii nu reușeau, nu înaintau, bine, vorba despre Bahmut. Lumea spunea rușii pierd. Da. Acum s-a schimbat. Cu strategia. Cu cât viziunea, perspectiva, chiar dacă nu o explicităm, cu cât trece timpul și ucrainienii nu se duc mai departe, percepția este că ucrainienii nu câștigă. Rușii n-au câștigat în ofensiva lor, care n-a fost încurnată de succes, Bahmut, ce vreți dumneavoastră, iar ucrainienii acum nu reușesc să cucerească în ofensiva declarată. Și atunci rușii, ucrainienii încep să piardă. Problema acum s-a mutat de la faptul că rușii nu câștigă la ideea că ucrainienii nu pot să recupereze teritoriile. Și atunci toată ideea asta că, uite, nu reușesc să facă ceva pe teren, asta schimbă percepțiile, nuanțează percepțiile, nu doar la Washington, cred că nu doar în Europa, dar și în Ucraina. Amintiți-vă de pildă declarația președintelui Zelenski, care a spus, dacă Ucraina nu primește membru de statut de membru NATO, nu vin la Vilnius. Uite că s-a dus. Bine, acum se vorbește de o invitație pentru viitor. Nu mai există nici invitație. A spus foarte clar. Asta e un lucru foarte important. Pentru că, iarăși, revenind la dimensiunea politică, sigur că asta nu se va spune foarte mult. Dar ce a câștigat Ucraina? Păi a reușit Ucraina, după 500 de zile și ceva de război, să obțină în relația cu NATO același statut pe care îl are Rusia în relația cu NATO. Consiliul NATO-Ucraina este echivalentul Consiliului NATO-Rusia. Până acum a fost la nivel de NATO și relația cu Ucraina Comisia NATO-Ucraina, care a fost blocată de Ungaria, pentru că Ungaria crede că drepturile, mă rog, minorității maghiare din Ucraina sunt cele mai importante teme. Este cea mai importantă temă. În momentul acesta, ce avem? Ridicarea prestigiului dialogului bilateral NATO-Ucraina de la nivel de comisie la nivel de consiliu. Adică unde... Ceea ce este, unde era Rusia. Federația nici măcar, Rusă cu NATO. Iertați-mă că nici măcar n-au desființat Consiliul NATO-Rusia. Ați auzit de desființarea lui? Am fost plecat din... Deci, adică cum va fi? Iertați-mă că sunt acum un pic cinic. Mergem la Consiliul NATO-Ucraina, stăm 2 ore la discuții și apoi intrăm la Consiliul NATO-Rusia? Ce vom face? Acum, de fapt, ăla nu mai există, chiar dacă nu s-a desfințat. Nu, stați un pic, nu e desfințat. Este suspendat. El poate exista. Nu mai funcționează. Nu contează, el poate exista. De adevărat, nu, dar comparația este foarte bună. Și atunci, ce a obținut, de fapt, politic vorbind? Domnul Zelenski s-a dus totuși acolo, ceea ce înseamnă că și la nivelul președinției... A obținut promisiuni în legătură cu armamentul, domnule Dumnezeu. Bun, stați, revin și asta. Dar politic n-a obținut nimic, asta deci e clar. Politic vorbind este foarte greu de vândut. Politic vorbind, semnalul cel mai important din punctul meu de vedere este că domnul Zelenski și-a călcat pe suflet ceea ce acum
Câteva luni n-ar fi făcut. Era aplaudat în toate parlamentele din Europa și din lume. Ceea ce arată că poziția domniei sale de negociere nu mai este cea care a fost. Și faptul că unii vorbesc acum de alte declarații ale domnului Zelenski de la, început sau din timpul războiului, după care, ia să lăsăm problema Crimeei deoparte. La un dat a fost o declarație a domnului Zelenski la începutul războiului, chestiunea Crimeei putem să o lăsăm pe 50 de ani deoparte. Hong Kong. Da? Și nu mai e. Ne întoarcem. Deci dacă domnul Zelenski a mai făcut și alte declarații, ia să le luăm pe acelea, că sunt tot ale domniei sale, să încercăm să punem griuri pe declarațiile alb și negru ale domnului Zelenski de tipul luptăm până la cucerirea, până când Ucraina va deveni la frontiere de recunoscute după 91. Deci domnul Zelenski acum se află într-o fază în care începe să fie, ca să zic așa, mai conciliant. Eu cred că vizita, prezența domniei sale acolo este și consecința acestui fapt. Că începe să devine mai conciliant și s-ar putea ca la negocieri să-și aducă aminte de alte declarații pe care le-a făcut anterior, dincolo de cele radicale, care evident adică că nu cele deschid. De la începuturi, cele în care nu era luat în calcul recucerirea Crimeei. Deci în care a accepta negocierea Crimeei, cumva, da. Acceptă negocieri fără ca trupele ruse să plece din Ucraina. Credeți că se va ajunge aici? Șeful statului, tot ce e posibil, nu? Șeful statului major american a spus să nu. Dar dumneavoastră ce spuneți? Eu cred că drumul este într-acolo. Șeful statului major american a spus că să nu ajungem cumva ca în primul război mondial, când a mai durat 2 ani de război, deși știam cum se va termina. Decizia va fi politică. Politicienii opresc războiul. Deci, din punctul ăsta de vedere, s-ar putea să mergem într-acolo, dacă nu se întâmplă în fereastra scurtă de oportunitate a Ucrainei. Exact ce spuneați. Ceva foarte important. În sfârșitul anului. Aproape adică. Miraculos. Dacă vine iarna și ne împărinde iarăși gaze, iarăși criză, lucrurile acestea nu se pot mai. Și iarna asta poate nu e la fel de ușoară, de blândă ca iarna trecută. Poate va fi iară. Bun, prețurile la gaze sunt mai mari? O să fie complicat. Stați că ajungem ce ar putea fi să facem... Ce mai este? Că am uitat să spun ceva. Da, și dumneavoastră ați sugerat. Armament și garanții. Chestiunea armamentului și garanțiilor de securitate a fost o problemă care a fost pe agenda cel puțin de un an de zile. Când așa numitul acord Rasmussen, sau document Rasmussen-Iermak, Iermak fiind șeful președinției din Ucraina, Rasmussen, fostul secretar general NATO, da, au pus pe masa președinției din Ucraina un document în care se spune așa, garanții de securitate pentru Ucraina. Documentul e revoluționar, dacă ne uităm puțin din ultimii 30 de ani încoace, pentru că este primul document în care chestiunea de securitate în Est se discută fără Rusia. E primul. N-a existat până acum niciun document în care Rusia să nu fie prezentă. Documentul ăsta spune așa, state, o coaliție de voință, dacă vreți, care nu sunt NATO, dar pot să fie și state din NATO, dar nu este NATO, state din NATO, Uniunea Europeană sau parteneri euroatlantici, pot fi Japonia, pot fi Australia, își asumă garanții de securitate pentru Ucraina, în sensul militar, economic, construcție de, fabrici de armament, dotare cu armament, etc., în așa fel încât Ucraina să transmită semnalul că dacă mai este atacat odată, poate riposta într-un mod în care descurajează agresiunea. Când să fie atacată? Dacă după ar mai fi vreodată, după încercarea conflictului de acolo. Prin urmare, Ucraina va primi aceste tipuri, asta e esența documentului, primește garanții de securitate, pentru că NATO nu o să îi le dea. Deci o coaliție de voință cu state din cadrul NATO, dar nu obligatoriu din cadrul NATO, vor oferi aceste garanții de securitate Ucrainei, în sensul care nu se vor declanșa nici unanim, nici prin NATO, nici prin Consiliul de Securitate, ci în momentul în care Ucraina decide și spune suntem agresați, toate acele state pun în mișcare documente, măsuri care există în acele documente. Deci deja convenit ar fi ca memorandumul de la Budapesta. Bun, dar încă n-a fost convenit acest document. Nu, dar filozofia este asta. Am înțeles de filozofie, dar asta e în afara NATO. NATO nu are ce să facă. Păi stați un pic, nu mai spuneți așa înainte de a lua o gură de cafea că NATO nu are ce să facă. Păi până una alta, NATO nu oferă nimic Ucrainei. Ca NATO. Da, ca NATO, bine, vorbesc de NATO. Stați o secundă. De ce nu oferă nimic Ucrainei NATO? Pentru că decizia din NATO este o decizie unanimă. Trebuie să fie și consens. Care sunt jocurile? Se vorbește că Germania a spus nu. E aici aproape o ironie. Summitul de la București, președintele american... 2008, nu? 2008, summitul de la București, președintele american Bush Junior...
dorea atunci ca să lase o moștenire administrației americane consistentă și spunea despre faptul că Ucraina și Georgia trebuie să fie sprijinite să intre în NATO. Statele europene se opuneau, Germania în primul rând. Noua Europa de atunci, sigur că sprijinea integrarea Ucrainei în NATO. Mă întrebi, fie vorba, la vremea respectivă, suportul public pentru integrarea în NATO nu era chiar consistent. Dar, mă rog, trecând peste asta. Deci America, da, Germania nu. Suntem astăzi în situația în care europenii sunt mai dornici de a susține Ucraina decât americanii. Acum, americanii împreună cu Germania se pare că au un cuvânt decisiv de spus. Nu mai știm restul statelor ce poziții au, în afară de celor care au exprimat-o deja, cum ar fi România, printr-un acord de susținere a integrării NATO, sau în general statele din Est, dar în esență nu se poate obține consensul. Președintele Biden a spus-o explicit că așa ceva nu se poate. Aia asta nu se poate, majestate. Deci așa ceva nu vom face și nu se va întâmpla, evident. Consens nu există, prin urmare NATO nu are ce să ofere ca și garanție. Și spuneți că, practic, îmi place cuvântul, expresia asta, fereastra de oportunitate se închide la sfârșitul anului, adică în iarnă. Nu-mi imaginez, dacă Ucraina nu are victorii consistente, vizibile, aproape decisive pe teren, nu-mi imaginez că efortul de sprijinire a acestui război din partea lumii euroatlantice va putea continua. Bine, noi, sigur că noi putem critica cât vrem Uniunea Europeană și Statele Unite. Că nu ajută, că nu dă suficient. Dar noastră, gândiți-vă că ajutorul pentru Ucraina se măsoară în termen de miliarde. De la europeni, de la americani. Miliarde și dacă miliarde mult, și miliarde, da. Cât au dat statele care au sprijinit Ucraina în favoarea, și nu mă refer doar la state, Uniunea Europeană, NATO, state individuale, pentru a compensa probleme economice pe care proprii cetățeni le-au avut? Păi acolo vorbim de miliarde, zeci de miliarde, și aici vorbim despre sute de milioane sau zeci de milioane. Deci, practic, tu ai dat o cantitate enormă, bani, armament Ucraine, dar cetățenii tăi nu i-ai protejat împotriva consecințelor economice acestui război. Și lucrurile acestea nu poți să le mai ții din pix foarte multă vreme. Că vin alegerile și în spațiul euroatlantic, vin alegerile și în spațiul european, vin alegeri europene, nu mai vorbesc de diverse state europene. Chestiunea astea nu țin nici în Polonia. Nici în Ucraina nu se știe dacă vor fi alegeri, pentru că a spus Zelenski că nu, cu 2024 mai încet cu alegerile, pentru că este război. Asta va fi o problemă. Deci, politic vorbind, eu vă reamintesc că 2024 este anul care împlinește deceniu de la Revoluția Orange. În Ucraina, Revoluția Orange s-a dat odată la 4 ani, la odată la 10 ani. 2004, 2005 decembrie 2004, 2014 este în 2024. Da. Eu cred că memoria lui 2024 ca an esențial de luptă pentru democrația, nu-i așa, Ucrainei, va începe să fie prezentă în societatea ucraineană. Adică ideea, apar primele fisuri, vrem alegeri libere și așa ideea mai departe. Că nu organizezi alegeri pe teritoriul pe care o controlezi, nu va fi ușor de gestionat de către domnul Zelenski. De ce nu facem alegeri? Cât vrei să stai la putere? Prin urmare, politic vorbind, va fi foarte, mai ales că rușii vor organiza. Domnule profesor, trece foarte repede și vrem să vorbim și despre România în contextul NATO. Până atunci vreau să vă întreb un lucru legat de Erdogan, îi spun eu că pe românește îl citesc, dacă ajung în Turcia probabil că o să mă corectez. A fost declarația aceea pe care au înghițit-o foarte mulți, cum că sprijină aderarea Ucrainei la NATO, ce să spun dacă, adică era o declarație de dragul declarației, asta totuși mai are consistență cu Suedia. Trimite declarația, trimite această decizie să fie luată de Parlament. Și asta a venit după ce fusese anunțul că Putin va vizita o țară NATO, adică Turcia, în luna august. Cum comentați? E întrebarea mea favorită. Erdogan își joacă statutul de lider. Pentru el cel mai frumos ar fi să vină Putin și apoi să plece în America. Sau să vină Putin să plece în America. Nu contează timingul. Numerelor de pe tricou. Pentru el. De ce? Erdogan are primul telefon pe care, după ce a câștigat alegerile, primul telefon pe care l-a făcut Erdogan, o conferință de 2 ore și jumătate, a fost cu Mehmet Şimşek, care a fost fostul ministru de finanțe dat afară cu vreo 5 ani înainte. Care este om de mainstream economic din Statele Unite. L-a convins după o oră jumătate să vină ministru de finanțe. Un semnal foarte limpede că politica economică în Turcia se va schimba. Om care lucrează în establishmentul economico-financiar din Statele Unite.
Guvernatorul Băncii Naționale din Turcia este o doamnă care a fost CEO la First Bank. Mă rog, ulterior a dat faliment, n-a fost sub, s-a apropiat de faliment, dar dânsa este cetățean britanic, cetățean american, deci oameni cu cetățenii occidentale care lucrează în establishmentul financiar la cel mai înalt nivel în Statele Unite. Deci domnul Erdogan a ales să aducă ca ministru de finanțe și ca și guvernator al Băncii Naționale a Turciei doi economiști din Statele Unite. Vei spune, da, bun, sunt experți, iar în regulă. Dar e un semnal pe care Erdogan l-a dat. Un semnal foarte, foarte semnificativ și care poate să și care nu cred că va rămâne fără repercursiuni. Și din punctul acesta de vedere, domnul Erdogan vrea o vizită în Statele Unite ca să transmită un mesaj foarte limpede că el este, hai să zic așa, un sultan, adevărat. Sultan adevărat. Și un sultan nu numai în Turcia, un sultan în partea asta a Europei. Și în sultan pe, mă rog, foste de teritorii ale Imperiului Otoman, pentru că despre ele, Pământul Sfânt al Turcilor, asta înseamnă, a fost Imperiul Otoman. Ei, domnul Erdogan, în discursul său, după ce a câștigat alegerile, unul dintre cele mai importante lucruri pe care l-a făcut, după telefonul pe care vi l-am relatat, a fost să spună Izmir, Istanbul, Ankara, venim. De ce? Pentru că anul viitor vor fi alegeri locale. Domnul Erdogan vrea să câștige alegerile locale pe care nu le-a câștigat în marile orașe. În marile adică orașe Istanbul... Istanbul, Ankara, Izmir. Deci unde nu a câștigat. E, hai să zicem așa, asemănător cu marile orașe, nu votează neapărat liderii de această formulă. Nu s-a întâmplat, nu votează. Nu votează majoritar, că votează în cantitate mare. Nici Victor Orban nu are Budapesta, nici președintele Putin nu are majoritate. Nici PSD-ul nu are Bucureștiul. Dar o comparație. Era o glumă aproape nereușită, așa. Iar președintele Putin nu este votat la legile parlamentare de peste 50% în orașele cu peste un milion, cum se face calcul în Federația Rusă. Deci orașele mari au un tip de comportament. Bun. Mai urban. Domnul Erdogan vrea să câștige alegerile. Pentru asta și alegerile locale. Ale și alegerile locale. Pentru asta vrea să fie... Nu poate da semne de slăbiciune. Sigur, întrebarea este cum va reuși să facă reforme economice, adică să-și asume niște măsuri care poate nu vor fi foarte populare și în același timp să câștige alegerile locale. Asta e o problemă pe care nu știu cum o rezolvă actualul guvern de la Ankara, dar bă, e problema dânșilor. Chestia este că domnul Erdogan vrea să joace la nivelul cel mai mare. La nivelul cel mai mare este, sigur, America, China și Federația Rusă. Și cam atât, cu asta discută. Bun. Dacă o să-i reușească să vedem... Și Iohannis de ce nu s-a dus la înscăunare? Înscăunarea sultanului. Bun, aici eu cred că relația cu Turcia este una dintre marile carențe ale viziunii de politică externă a României, pentru că noi încercăm să facem același lucru de 20 de ani, nu ne-a ieșit și încercăm să facem în continuare. Păi, asta e definiția nebunii. De ce nu reușim? Adică încercarea, moartea n-are... Bun, cum încercăm? Nu, definiția nebuniei e să faci același lucru sperând că obții rezultate diferite. Asta e o chestie... Păi n-a trebuit să schimb ceva totuși? Asta e marea problemă pe relația cu Turcia, cred că trebuie să schimbăm ceva. Iertați-mă o secundă, vă las imediat să continuați ideea. Eu mă uit la propagandă în general. Cred că asta mă pricep și mă uit nu la propagandă, ci a citit propaganda. Pentru că mă pricep la presă, adică n-am calitățile noastre de analist, dar la asta mă pricep. Dom'le, citesc toate știrile legate de NATO, da? Decizie crucială luată la NATO. Cea mai importantă mutare de la sfârșitul războiului rece. Domn profesor, stați o secundă, nu vă grăbiți că vă citesc știrea ce. NATO a decis la Vilnius un pachet puternic de măsuri pentru Ucraina, care să o aducă mai aproape de NATO, precum și consolidarea măsurilor de descurajare și apărare colectivă a Alianței Nord-Atlantice, se arată într-un... Nu se poate așa ceva. Adică după summitul ăsta în care spuneați mai devreme că era un fiasco total politic dacă Erdogan nu anunța că o să e de acord cu integrarea Suediei, care este... Adică, ce rezolvăm prin asta? Ce vreau să spun? Toate titlurile sunt așa. Vă mai citesc 7 titluri de toată presa. Bine, știți care e marele paradox al acestui... De fiecare dată când se întâmplă un summit NATO, noi o să avem a doua zi următoarea presiune. Când spunem că România este parte a celei mai puternice alianțe de securitate, slavă Domnului că este parte a acestei alianțe. Doamne ajută, da. Și slavă Domnului că este cea mai puternică alianță de securitate din lume. Noi transmitem mesajul populației pe bună dreptate că noi suntem apărați pentru că articolul 5 și pentru că domnul Biden a spus că niciun inch din NATO nu va fi atins de agresiunea rusă.
În momentul în care el a delimitat foarte clar spațiul NATO de spațiul Ucrainei. Și foarte multă lume a fost șocată pentru că în loc ca domnul Biden să compare cazul Ucrainei cu cazul fostei Iugoslavii, l-a comparat cu 56-68. Adică, în 56-68, o zonă în care NATO nu intră. În fosta Iugoslavie, NATO a intrat și a bombardat. Deci semnalul pe care l-au dat americanii de la început a fost foarte limpede. Acolo nu intrăm. Slavă Domnului, deci că suntem în NATO și că avem partener strategic, inclusiv de securitate, cu Statele Unite. Bun. Ce înțelege cetățeanul român? Că garanția noastră de securitate este NATO. Și pe bună dreptate. Pe urmă, vin alții și spun, războiul din Ucraina este războiul nostru. De ce este războiul nostru? Pentru că dacă nu câștigăm, dacă nu câștigăm războiul din Ucraina, rușii vor veni peste noi. Și se vor duce peste... Da, vă rog, duceți-vă raționamentul. Acum, dumneavoastră a deschis subiectul cu propaganda. Da. Vă rog să vi-l asumați. Da. Deci, dacă nu câștigăm războiul din Ucraina, rușii vin peste noi. Peste statele Balce, peste Polonia și peste Republica Moldova, sărmană de ea. Hai să înțelegem. Cetățeanul român, ce trebuie să înțeleagă? Că războiul, noi suntem securizați pentru că luptăm în Ucraina sau pentru că suntem în NATO? Când e summit NATO, suntem securizați, slavă Domnului, că suntem în NATO? Da, după aceea, a doua zi, vine cea să-i spune, domnule, trebuie să luptăm, e războiul nostru. Da, pentru că dacă pierde Ucraina, vin rușii peste noi. Păi cum să vină dacă suntem în NATO? Păi, bun. Deci aici trebuie să ne decidem, că schizofrenia asta trebuie clarificată. Sunt și eu, cu propaganda, cu ce vreți. Înțelegeți-mă pe mine. Chestiunea asta trebuie... Noi ne străduim în același timp să facem din războiul din Ucraina războiul nostru. Toată Europa se străduiește. În raport cu cetățenii, toată Europa nu se mai străduiește, să facă din războiul din Ucraina războiul lor. Nu se mai străduiește. Bun. Din ce în ce mai puțin. Bun. Ungaria, niciun caz, Orban nu face chestia Ungaria asta. Nu. Stați un pic. Turcia, nici Turcia nu o face. Uniunea Europeană, hai. Mai puțin Ungaria. Mai puțin deci, Ungaria. Deci, inclusiv Germania încearcă să vândă această poveste ca fiind un război al nostru. E foarte greu să vinzi unei populații ideea că războiul din Ucraina este războiul ei. Cu cât summiturile NATO sunt mai dese și mai amplificate comunicațional, cu atât această idee devine mai puțin vandabilă, mai puțin mai greu de cumpărat. Deci noi nu facem un paradoxal. Summitul NATO nu e un beneficiu pentru ideea că războiul din Ucraina e războiul nostru. Da. Asta e de fapt problema. Și cetățenii români, când îi întreb, au scoruri foarte bune pentru NATO și scoruri foarte mici pentru disponibilitatea de a continua războiul din Ucraina. Și, de fapt, ei judecă exact așa cum îi spunem noi să judece după summitul NATO. Așa e. Asta e consecința, apropo de propagandă, contrapropagandă, a acestui exces, dacă vreți. Eu pot să-l înțeleg. Ce să spună statele NATO? Nu pot să spună că summitul NATO e un eșec. Ba da. Pentru statele NATO... Nu poate să spună, da. Pentru statele NATO, să ne înțelegem, faptul că există planuri operaționale este un lucru bun. Acum, cât costă planurile operaționale, asta e deja o discuție de alt tip. Pentru că planurile operaționale, pe care 4.000 de pagini pe care le-au scris experții NATO, costă bani. Costă cine mult. Cine plătește? Nu știu, că nu avem, noi suntem aproape săraci. Noi avem 2,5... Deci, după ce am aflat cu stupoare că nu a fost invitată, n-a primit nicio scrisoare, de fapt n-a primit nimic, Ucraina, să fim sinceri. Asta a primit niște promisiuni, un sac de promisiuni care oricum... Și garanțiile de securitate, atenție, vor fi furnizate de state care sunt în NATO, dar nu sunt în calitate... Care nu sunt din partea... Care nu e NATO. Nu, a primit adică a primit foarte multe promisiuni, promisiuni care vor fi sau nu vor fi îndeplinite în funcție de această contraofensivă sau ofensivă. Promisiuni care oricum... Sau, să spunem, promisiuni care oricum erau îndeplinite într-un fel sau altul. E vorba despre armament și așa mai departe. Dar propaganda, pentru că v-am zis că îmi place propaganda, de când a fost această veste nefericită până la urmă, îi invocă punctul 11. Da? Nefericită pentru Ucraina, în primul rând. Susținem pe deplin dreptul Ucrainei de a-și alege propriile acorduri de securitate. Adică, bla, 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 păi care? Nu, pardon. Viitorul Ucrainei este NATO. Asta e cea mai frumoasă propoziție din tot comunicatul. Bun, viitorul Ucrainei este NATO. Adică, stați o secundă. Dumneavoastră citiți comunicatul de la București din 2008 sau citiți comunicatul din... De acum, reafirmăm, păi asta și spun, reafirmăm
angajamentul pe care l-am luat la summitul din 2008 de la București, conform căruia, foarte bine zis, Ucraina va deveni membra NATO, iar astăzi recunoaștem că drumul Ucrainei către o integrare euroatlantică deplină a trecut dincolo de necesitatea planului de acțiune pentru aderare. Ucraina a devenit din ce în ce mai interoperabilă și mai integrată politic cu Alianța și a făcut progrese substanțiale pe calea reformelor. În conformitate cu Carta din 1997, privind un parteneriat specific între NATO și Ucraina, și cu completarea din 2009, știți cum e asta, vezi aliniatul, nu știu ce și nu știu cum, aliații vor continua să sprijine și să analizeze progresele înregistrate de Ucraina în ceea ce privește interoperabilitatea, tocmai spunea că stă foarte bine la interoperabilitate, precum și reformele democratice și ale sectorului de securitate suplimentare care sunt necesare. Domnul Tucă, apropo de... Păi, domnul profesor, dar asta e o vrăjeală de la un cap la altul, iertați să fiu. Noi ne așteptam la asta. Nimeni nu se aștepta în mod realist că Ucraina va primi ceva la acest summit. Miniștrii de extern ai NATO, lăsați-mă 30 de secunde, vor evalua, e același punct, vor evalua periodic progresele înregistrate prin intermediul programului național anual adaptat. Alianța va sprijini Ucraina în realizarea acestor reforme pe calea sa către viitoarea aderare. Vom fi în măsură să aderăm o invitație Ucraine de aderare la Alianță atunci când aliații vor fi de acord și vor fi îndeplinite condițiile. Vă rog. Da, e un plan. În 2008, ce nu li s-a acordat acestor două state este așa numită fază a Membership Action Plan, adică planului de acțiuni. Plan de acțiuni care n-a mai fost solicitat nici Finlandia, nici Suedia. Ucraina, pe bună dreptate, ar fi cerut ca nici pentru ea să nu existe un plan de acțiuni, pentru că domnul și-a îndeplinit. Ucraina nu a primit nimic astăzi, îmi pare rău că trebuie să spun. De acord cu dumneavoastră, dar mă tem că putea să fie un pic mai blândă decât este, dar asta e altă discuție. Ucraina are o singură șansă să intre NATO, după părerea mea. Dar nu poate cu teritoriile integrate. Integrale. Este, dacă vreți, în situația Germaniei din anii 50. În anii 50, în Germania, Germania a primit o vizită din partea RSS-ului care a spus: vreți să intrați în NATO? Pierdeți RDG-ul. Dacă nu intrați în NATO, noi vă sprijinim să vă reintegrați, adică să vă reunificați ca stat german, cu condiția ca acest stat să fie neutru și să nu intrați în NATO. Paradoxul paradoxurilor este că în 2004, când România s-a apropiat de integrarea NATO, am avut și noi o delegație din doi ruși la București. Unul dintre ei a fost Belkovski, a scris și o carte despre Putin, așa numitul plan Belkovski, care spune așa: Rusia sprijină reunificarea României cu Basarabia dacă România nu intră în NATO și rămâne neutră. Eram în același scenariu precum Germania în anii 50. Cancelarul Adenauer în Germania a spus clar: nu, noi intrăm în NATO și mergem în Europeană. Acea decizie, fără RDG, care era un alt stat. Fără RDG, ca și în cazul... În momentul acela, decizia germană, oricât ar fi fost de contestată, sigur, nu avem nicio garanție că puteai să ai încredere în sovietici, dar după 50 de ani s-a întors cu o Germanie prosperă și puternică și a făcut reunificare. România, slavă Domnului, nici nu cred că se punea problema să cadă în acea capcană. A, era o capcană, de fapt. Evident, o capcană rusească. Au fost doi, un Tredyakov și Belkovski. Și au vorbit o conferință interesantă, din anumite puncte de vedere, organizată de ziarul Ziua. Aceeași ofertă a făcut-o rușii, precum a făcut-o germanilor. România s-a dus în NATO și în Europeană, lăsând deoparte chestiunea Republicii Moldova, chestiunea Basarabiei. Zelenski are o singură șansă, președintele ucrainean are o singură șansă să intre în NATO, dacă va fi într-un scenariu similar cu scenariul cancelarului german. Bucata de Ucraina pe care o controlezi intră în NATO, cealaltă ai recunoscut că nu ți-aparține. Adică partea controlată de către ruși. Teoretic vorbind, este singurul scenariu plauzibil, teoretic, atenție, în care o bucată de Ucraina se intre în NATO, recunoscând că tu nu controlezi acele teritorii, sunt ale Rusiei, și să dezvolți Ucraina în așa măsură încât să devină Coreea de Sud sau Germania Federală, raport cu RDG. Și într-un viitor, mai mult sau mai puțin îndepărtat, să gândești... Să-ți recucerești teritoriile, dacă poți. Dacă poți. Să dați un pic drumul la aerul condiționat, vă rog. Asta este singurul pariu pe care Ucraina poate interesant să-l facă. Interesant ceea ce spuneți. Domnul Zelenski, în acest moment, poate face o asemenea ofertă?
Președintele Ucrainei în acest moment este foarte popular. Dar este popular pentru că spune că luptăm până la capăt. În momentul în care va începe să facă concesii, la revedere. Nu va fi Zelenski. Va fi altcineva. Dar va veni altcineva. Și va veni altcineva mai radical care va spune și începe lupta politică. Sau cineva care spune nu facem nicio concesie. Și va începe lupta politică în Ucraina. Asta este marea drama președintelui ucrainean, care nu poate face nicio concesie înainte de alegeri. Faptul că domnul Zelenski nu va organiza alegeri, asta va fi un semn foarte prost, inclusiv pentru occidentali. Pentru că asta înseamnă că dânsul rămâne la putere fără nicio concesie, fără nicio negociere. Domnul Zelenski poate face... Spuneați mai devreme că se mai schimbă lucrurile. Domnul Zelenski poate face negocieri după ce va fi fost ales. Deci dacă Ucraina în 2024 organizează alegeri, domnul Zelenski este președinte, el are legitimitatea să purceadă la negocieri. Nu, pentru că promisiunea lui legată de mandatul său, de fapt, este lupta până la capăt și recucerarea câștigurilor. Asta este teritoriul, inclusiv Crimea. Crimea, da. Mizele României și ce va susține la summit Klaus Iohannis? Nu asta știți ce susține Klaus Iohannis și România? Vă întreb, dacă nu citesc eu 10 secunde. Șeful statului va reitera, printre altele, susținerea robustă pentru Ucraina, inclusiv în ceea ce privește concretizarea aderării sale la NATO, precum și pentru partenerii cei mai vulnerabili, în special Republica Moldova. Știți care e marea problemă care e strategică pentru România în acest moment? România a pus între paranteze orice probleme, orice dispute cu Ucraina în numele unui bine mai mare care se întâmplă, adică să se creeze un buffer în așa fel încât România să nu se înviceze cu Rusia nici când, iar Ucraina să-și îndeplinească sarcina de a scoate din mentalul public, mentalul colectiv și obsesia strategică a României chestiunea rusă. Adică Ucraina era menită să rezolve chestiunea rusă pentru români, obsesia noastră în 200 de ani de modernitate. Pentru asta am ignorat drepturile minorităților de acolo, am ignorat orice altă problemă pe care am fi avut-o. Drepturile minorităților nu puteți să le expediați chiar așa. Nu, eu spun care a fost gândirea strategică a României și ce s-a întâmplat. Ba da, că e vorba și despre limba română, e vorba și despre biserici. În acest moment, legea învățământului s-a dat, da. România a spus nimic. În acest bisericile e rezolvată. Vă aduceți aminte că am vorbit de vreo două, de fiecare dată am vorbit în emisiunea noastră despre chestiunea cu biserica. Se poate rezolva unei biserici ortodoxe. Încadrând, exact. De ce nu s-a făcut și nu se face nici acum și nu se va face? Adică unde e statul român? Biserica de acolo română din Ucraina să fie, să treacă la biserica ortodoxă română. Să se înregistreze ca o entitate, ca un cult exact, nou. Și să facă parte din... Legea... Ministerul de Resort al Ucrainei să valideze, bisericile parohile să vină la această biserică să scrie limba română. Ucraina vreodată asta. Bun, asta e problema statului român. Asta e statul român politică. N-a obținut nimic. Riscul pentru statul român, când cineva va trage linie, spune, băi, cum ați gândit voi chestiunea asta? Așa am gândit-o. Riscul e să n-ai nici buffer și drepturile românilor de acolo anihilate. Deci să nu obții niciuna, nici alta. Ungaria de bine de rău, în viziunea ei singulară, incredibil cum a reușit să se strecoare așa, nestrivită de niciun bocanc, de niciun călcâi. Nici economic, nici politic. O duce rău acum, dar asta nu înseamnă, asta e o chestie. Nu, mă tem că e vorba de sancțiuni și așa mai departe, încă nu. Va reuși după război să spună, băi, măcar am transmis mesajul ungurilor de acolo că statul român e, statul maghiar e prezent. Deci noi n-am reușit să blocăm legea. Că suntem totuși o națiune mică. Dar noi am blocat Consiliul NATO-Ucraina, probabil că vor bloca și Comisia NATO-Ucraina, probabil că vor bloca și Consiliul. Dar pe care i-a avut un proiect. Proiectul nostru, din păcate, nu va reuși nici pe dimensiunea mare geopolitică, nici pe dimensiunea mică, apropo de drepturi. Felicitări! Asta va fi marea problemă pe care România va trebui să o rezolve. Restul, ce se spune acum politic, că vom sprijini Ucraina, că astea sunt, cum să spun, n-au valoare de întrebuințare. A, că sunt proiecte, că România trebuie să construiască baze, că vin francezii, compenseze, slavă Domnului să vină. Stați, mai sunt două probleme importante. Mai e problema cerealelor. Pentru că fermierii români și România a fost foarte afectată și în continuare va fi o problemă, pentru că o să cadă acordul făcut cu rușii și așa mai departe, și principala țară de tranzit va fi România, 1 și 2 și brațul Chilia. Bun, problema cum România va cred compensa... Cred că sunt foarte importante. Noi avem experiența războiului din Irak, când, din păcate, compensația economică pentru efortul de război al soldatului român, care a fost umăr la umăr cu soldatul american, nu a fost vizibil. Canalul prin care noi scoatem cereale, grânele din Ucraina, este un canal în care poți să duci ajutoare,
sprijin material pentru Ucraina. Armament? Combustibil? Nu, după război, după război. A, după război. Combustibil, material de construcție, ce vrei. Corect. Cum vom fructifica, și cred că asta va fi miza, cum fructificăm noi poziția României în care, unu, companiile care vor lucra în Ucraina, într-o primă instanță să stea în România, să nu se ducă acolo, că e un teritoriu mai greu de controlat, iar canalul principal de sprijin al Ucrainei să fie pe la București, adică exact același canal din care s-au scos, același traseu prin care s-au scos grânele. Am o veste proastă. Eu vă dau o veste proastă, da, din păcate. Dar vă dau eu primul. Nu se va întâmpla nimic în toate astea, îmi pare rău. Ambasadorul, trimisul special al Franței pentru reconstrucția Ucrainei, care a făcut un turneu masiv în regiune, sau inclusiv în Bulgaria, n-a trecut pe la București. Era cald. Da, și în Bulgaria ploua. Deci, doamne, stați un pic să ne înțelegem. Lipsa asta de viziune, de ce n-a trecut pe la București? Ce am pus să întreb. De ce n-a venit și pe la noi? Pentru că România nu intră în niciun în jocul, în cartea reconstrucției. Deci, noi riscăm ca în povestea reconstrucției să fim la fel de absenți precum Orientul Mijlociu, dar acolo era departe. Acum suntem lângă noi. Deci problema este dacă cineva va fi întrebat, băi, care ați gândit strategic toată povestea asta? Cine, noi? Cine? Dar n-am gândit nimic. Domnul Tucă, când cade un pod, se prăușește un pod, nu? Așa. Te duci în urmă și spui, băi, cine a făcut proiectarea? Ce materiale s-au făcut? Ce a făcut achiziția? Ce materiale s-au pus? S-au pus materiale suficiente? Să vă să credeți? Când se prăbușește un proiect strategic, cine este întrebat? De fapt, asta se va întâmpla cu Ucraina. Sau actorii riscăm să se întâmple. Actorii principali. Nimeni nu se duce înapoi să spună, băi, ce ați gândit aici? Cum ați gândit povestea asta? Și nu pentru că în dimensiunea strategică, din păcate, poți să faci orice fără să fii pedepsit. Pedeapsa pentru o viziune strategică greșită în state normale. Statul american. Stați puțin, noi nu avem este o viziune politică. Bun, noi am avut o viziune strategică pe Ucraina care, din păcate, sper să mă înșel, dar din păcate se va prăbuși. În America, când Statele Unite, 30 de ani, s-au expandat, au vrut să facă lumea după tipul și asemănarea Americii. America a vrut să devină lumea multiculturală, diversă, așa mai departe. Când acel proiect, practic, n-a dus aproape nimic, cum a spus Donald Trump, a dezvoltat Rusia, a dezvoltat China, a stârnit anti-americanismul, a dus resurse americane în alte părți, am stârnit ura popoarelor, am generat naționalism peste tot, a ieșit un om politic, adică o viziune politică și a spus, domnule, ați greșit strategic. Sigur, nu vă bagă nimeni la pușcărie pentru asta, dar trebuie să plătiți politic. Problema în România, că nimeni nu discută niciun proiect strategic. Pentru că nu există. Ăla care nu există. Unde este partidul politic din opoziție care să spună, domnule, ați greșit strategic? Să vă pedepsim politic, noi cetățenii români, să te pot pedepsi politic pentru tine. Nu există așa ceva. Pentru că nu te pot băga la pușcărie sau un dosar penal, așa cum a căzut în cazul unui pod care se prăbușește, dar când greșești strategic, unde sunt celelalte discuții în societatea care se spune, domnule, ceva ați greșit aici? Noi. Ceva nu va ieși. În declarația asta lui Klaus Iohannis la NATO trebuia să spună, să introducă măcar chestiunea pe care răspundeți dumneavoastră. Nu neapărat o viziune, o strategie, să spună noi românii care am fost încă din prima zi alături de poporul ucrainean și i-am primit pe refugiați, noi românii vom fi aici în prima zi, după ce războiul se va fi terminat cu victoria Ucrainei, că nu durea gura, că a spus că este un mit adâncirea canalului Chilia, da, vom fi în prima zi aici pentru a ajuta reconstrucția Ucrainei. O propoziție. Și plecând la propoziția asta, îi dădea lui doamna Odobescu. Doamna Odobescu, v-am făcut o adresă să ne spuneți cu acordul pentru brațul Chilia. Vă scriu în fiecare zi, nu vă las să știu, am înțeles că sunteți diplomat de cartier. Și dădea doamnei Odobescu, la Ministerul de Externe, da? Consilier la Cotrocenii, nu știu cine, pe politică externă. Domnule, hai să venim și noi cu o viziune, cu un plan, în 7 puncte, ce face România în momentul... Consilierul de politică externă e același, care a fost înainte de cine? Ministerul de Externe. A, tot Trabucel. Adică asta era o chestie, n-a făcut-o. Nu mai avem foarte mult timp și țin să vă întreb ceva, pentru că aud această expresie în fiecare zi și s-a regăsit și în discursul lui Iohannis aici la Vilnius cu NATO. În cadrul CSAT a fost subliniată importanța summitului NATO de la Vilnius în privința luării unor decizii suplimentare privind descurajarea și apărarea pe flancul estic. Asta este o veche obsesie românească care e de bun augur, pentru că de la summitul NATO din Varșovia,
o diferență între nord și sud este evident. Nord și nordul flancului estic, sudul flancului estic este evidentă. Prezența permanentă, prezența enhanced, cum se zice în documente, și a noastră tailor, adică una adecvată mai mult sau mai puțin, sau croită după necesități. Deci noi am fost Marea Baltică, de fapt, este mult mai bine prezentată. Da, asta înseamnă prezență militară permanentă și se vorbește despre o prezență de 5.000 de soldați francezi care vor compensa într-un fel acest decalaj între cele două. Și la ce bun vorbim mai devreme, că nici vorbă ca ori suntem în NATO, ori nu suntem. Să vedem când vor veni, cum vor veni, unde vor veni, unde vor fi cazați. Că e și o problemă de pregătire, cum să spun, logistică. Și unde nu, vor nu fi suntem, cazați nu militari suntem, nu suntem încă, în nu căminele groase, unde să fie cazați? Nu stăm foarte bine la asta. Dar asta este, bun, asta este o linie de mesaj strategic care a fost permanent prezentă, inclusiv la summit din Varșovia. Din păcate, atunci la Varșovia nu s-a reușit echivalarea celor două flancuri. Dar asta e deja o chestiune tehnică. Este o chestiune tehnică care nu are o incidență politică. Incidența politică acestor summitului NATO, dacă vreți, ceea ce va urma, va trebui să fie înțeleasă, va apărea din următoarea discuție. Doamne, războiul ăsta nu mai este acum despre Ucraina. A fost summitul NATO aici, s-a vorbit despre Ucraina. Acest război nu are nimic de a face cu Ucraina. Acest război este în Afganistan. Depinde pentru cine va fi Afganistanul. Pentru Occident sau pentru ruși. De fapt, fiecare parte va încerca să prezinte războiul din Ucraina ca un Afganistan al rușilor, un nou Afganistan după ce le eșuat în 87, iar rușii vor încerca să prezinte, rușii generic și partenerii lor, vor încerca să prezinte Afganistanul, mă rog, recent, cel concret, în care americanii au stat 20 de ani de geam. Deci asta e bătălia acum. Nu mai are nicio, din păcate, nicio legătură cu Ucraina. Bătălia noastră, în care noi vom fi angrenați ca stat membru al spațiul euroatlantic, a stat occidental, va fi cum să reușești să ieși din acest război clamând cel puțin victoria. Pentru că asta va fi bătălia acum. Bătălia va fi pe discurs. Cine va câștiga discursul victorios? După acest discurs, problema majoră a României este ce vei face când vei avea 1400 de kilometri cu stat Ucraina și stat Republica Moldova, fără șanse de integrare NATO, fără șanse de integrare în Europeană. Cine va gestiona acea criză de frontieră? Ce vei face tu, ca România? Dincolo de canale ajutor pentru Ucraina, ce vei face în 10 ani de zile când va fi acolo o criză din toate punctele de vedere? Inclusiv a cetățeanului ucrainean care nu-și poate lua pensia peste 10 ani. Nu? Sau 5 ani. Ce vei face? Dacă Ucraina, cu Republica Moldova, ce vei face tu, stat român? Dacă nu va avea nicio perspectivă de aderare la Uniunea Europeană. Ce vei face dacă, Doamne ferește, doamna Maia Sandu pierde alegerile? Noi ce vom nu face? Cred, această? Nu cred. Domnul Tucă, dacă alegerile locale din anul acesta, bun, Republica Moldova duc 30% partidul PAS, deci astea sunt problemele noastre. Sunt întrebări la care nu m-am gândit, sincer. Astea eu sunt recunosc. Întrebările noastre. Cine pe care trebuie să răspundă la întrebările astea? Eu sper că satul se gândește la aceste lucruri și dispozitivul ăsta... CSAT-ul? CSAT-ul se gândește și dispozitivul nostru de politică externă și de securitate trebuie pus pe aceste teme. Astea sunt, restul sunt povești, domnule, restul sunt teorie. Nu mai e vorba despre Ucraina. Rușii nu mai pot să câștige toată Ucraina. Ucraina a devenit Ucraina prin identitate, infirmând teoriile lui Putin, care spunea că ăștia sunt tot un fel de ruși. Da, da, da. Deci, bătălia asta a fost pierdută. Problema este cum ieși din ea. Despre asta e vorba. Și care va fi statutul Occidentului după această confruntare? Despre asta ne va afecta pe noi. Voi vom fi inexistenți, ca de fiecare dată. Iertați-mi că... Bun, vom fi inexistenți, dar să ne înțelegem. Chestiunea Ucrainei la frontieră și a Republicii Moldova la frontieră nu te poate lăsa indiferent, că vine, ca să zic așa, răul și te controlează personal. Tu poți să pierzi al doilea război pentru Ucraina, dacă nu știi să gestionezi asta. Pentru că se pune problema cât de prezent va fi Occidentul în Ucraina, câți bani se vor da acolo, de unde vei lua până la urmă acești bani, că dai și pentru criza economică, și pentru criza energetică, și pentru NATO 2,5, corect, de unde să mai dai asta pentru Ucraina, ce vei face cu amărta de Republica Moldova? Cum vei gestiona aceste situații? Asta va fi, de fapt, presiunea noastră după război din Ucraina, dacă, Doamne ferește, se va închide așa cum pare că se închide în acest moment, prin nevictoria Ucrainei. Da, da, știți care este lucru strigător la cer? Dacă nu așteptăm sau dacă nu am văzut, nu poate fi vorba de o viziune, nici măcar o schiță, un proiect legat de ce va fi după terminarea războiului sau înghețarea războiului, că există și varianta asta, nu vine nici măcar un partid, un singur partid în România cu
La fel cu câteva idei legate de asta. Sunt întrebări la care nu m-am gândit și nu văd niciun răspuns. Dezbatere strategice se rezolvă politic. Acolo e pedeapsa. Exact, politică, asta. Partidele trebuie să spună... Nu am văzut pe nimeni să întrebe și să vină cu răspunsul la asta, domnule profesor. Îmi pare rău că faptul că România nu are dezbatere pe subiectul ăsta... Dar de ce nu are? Asta e o întrebare bună, de ce nu are? Rușii când au început războiul... Apropo, a trecut o oră să pun și o întrebare și bună. Și de Prigojin... A fost tot aranjament, nu? Ca cealma acum, vă dați seama. Păi cum adică s-a întâlnit Putin cu Prigojin, nu trebuia să-l omoare, că era să cucerească Rusia, nu, sincer. Asta e un alt subiect, da? Bun, știți cum e când mafia și la interlop, la... Așa. Când Prigojin este... Nu, Prigojin a fost creat de GRU. Wagner a fost creat în 2004 de GRU. De ce? Adică serviciu secret al armatei. Controlat de GRU, pus să lucreze în Donbass. Asta a fost de fapt miza. Mm-hmm. Ca să nu fie trupe oficiale, să nu să fie tot un soi de război hibrid. După aceea le-a plăcut ce au văzut și l-au expandat peste tot. Că e mult mai ușor să ai armata acolo, controlată de GRU, de Vladimir Alexeev, cel care s-a întâlnit cu Prigojin. El era sub ordinea lui imediată. Cel bolnav de cancer. Probabil. Sunt mulți bolnavi acolo, îi pierd și în Rusia. Ei au trimis peste tot pe acești Wagner, cu controlul, sub controlul trupelor armatei ruse, serviciul de informații al armatelor ruse, pentru că ele furniza și armamentul și muniția. Armata. Și le-a plăcut ce au văzut. Și au construit și Gazpromul și alte companii. Alte și-au făcut companii trupe asemănătoare. Da. Bun. La un moment dat apare problema din sistem. În fiecare serviciu secret sau serviciu de informații sau serviciu de control este un tip de breșnevism. Îi spune, bă, stai puțin, tot trebuie sub control. Nu merge așa. Trebuie să semneze un acord cu ministerul. Deci tot sub noi să fie. Pentru că trebuie să fie ordine. Că Ministerul Apărării. Concomitent s-a mai întâmplat altceva. La Șoigu, adică. Rușii au avut o problemă mare de mobilizarea trupelor și a soldaților. Pentru că, probabil că asta s-a discutat și la FSB și peste tot, a apărut problema de ce să lupți cu ucrainieni. De ce să te duci în război? Sunt frații tăi. Deci tu le-ai spus 20 de ani că sunt frații lor și până du-te și împușcă-i. Atunci, gândirea strategică de la Rusia a fost următoarea. Au dat drumul la toți bloggerii naționaliști, că a fost o decizie strategică a Rusiei. N-au venit de capul lor. Peste noapte, da. Ca să genereze în spațiu rusesc naționalist și angajare de tip angajamentul în mare război pentru apărarea patriei, cum numesc e războiul 2 mondial. Toată gândirea academică grea a Rusiei a fost pusă în slujba acestui, de la Karaganov, Lukianov, cine vreți dumneavoastră, să generăm naționalism, să generăm patos. În momentul în care dai drumul la cercuri din astea, sigur că ăia care sunt, ca să zic așa, sub control, se îngrozesc. Pentru că ei vor ca totul să fie sub control. Și propaganda și tot și mesajul. Ăia și-au dat drumul toți. Prigojin de unde a apărut? Ca urmare a unui victorii care militar n-a fost atât de importantă în Bahmut, ulterior a început să facă turnee, a început să-i placă, a început să fie popular, pune sondaje... I s-a umplat capul. Exact ca în mafie sau în lumea mafiotă, care unui șef de mafie locală și se gândește că doi șefi nu s-au comportat onorabil cu el. Și trebuie să-i rezolve. Legea mafiei, dar n-avea permisiune, ca la mafie. De la... N-avea permisiunea să-i... Și el s-a dus de capul lui... De la capul di tutti capi. Nu poți să faci asta. Și s-a dus de capul lui să rezolve. Și a venit celălalt și a zis, băi, potolește. Și atunci l-au expulzat, l-au scos din joc și asta s-a întâmplat. Asta a fost, de fapt, toată povestea. Corect. Restul sunt povești. Sigur că sistemul, sigur că era normal ca noi să încercăm să întoarcem România, că mai avem puțin timp. Vorbeam mai devreme de strategia, de viziunea României. Nu există, vedem asta. În comunicatul ăsta legat de ce spune Iohannis acolo, e atât de subțire, e o ciornă în care vorbește, așa cum spuneam, de faptul că susținem robust, că ăsta e termenul Ucraina la NATO, și asta e o chestie atât de defazată, pentru că vedem comunicatul final al NATO, nici NATO nu sprijină Ucraina să intre în NATO, dar noi sprijinim. Adică puteai să fii un pic atent la ce se întâmplă acolo și să nu-mi dai un comunicat de felul ăsta, sau să nu vii cu un sprijin de ăsta total, chiar dacă el poate fi adevărat. Doi, vorbind de flancul ăsta sudic sau... Estic, da, m-am nebunit în toate comunicatele. Păi ori suntem în NATO, ori întărim, ori și așa mai departe. Totul foarte subțire. Nu există dezbatere în România pe tema asta? Ar trebui să fie o dezbatere importantă. Ce se întâmplă cu România sau care e rolul
României. Dacă Ucraina pierde războiul. Dacă Ucraina pierde războiul, da? Și dacă îl câștigă, la fel care va fi rolul României. Mm. Păi nu, e vorba de reconstrucția Ucrainei. Noi nu vom fi acolo, nici măcar cu ciment. Ca să zic așa. Sper că lucrurile astea se discută, sper că... Păi, problema este altceva, domnule. Problema este că nu se discută politic. Toate partidele politice din România în acest moment sunt aliniate. Nici măcar, iertați-mă că vă spun că nici suveraniștii noștri nu știu... Prăzii, da. Domnul Tucă, Ucraina este o victorie a suveranismului. Ucraina, prin ea însăși, este o victorie a suveranismului. Ce nu a acceptat Ucraina în fața Rusiei? De ce a respins acordurile la Minsk? Pentru că nu a acceptat ca Federația Rusă să intervină în politica externă și de securitate a Ucrainei. Vroia să fie suverană. Asta a fost Ucraina. Ucraina suverană. Și acum ce vedem? Vedem steagul ale Ucrainei în capitalele europene. Toată lumea susține Ucraina, care este, de fapt, susținută pe ideea națională ucraineană, a identității ucrainene, da. Pe care noi ne facem că nu o vedem. Noi îmbrățișăm Ucraina cu ochii închiși. Că nu vrem să ne uităm și să spunem, băi, stați puțin, voi în Europa, în timpul războiului din Iugoslavia, ați spus că se poate bombarda Kosovo și Serbia pentru că s-au făcut încălcări la adresa drepturilor omului. Adică o forță din afară, absolut nemotivată financiar, acolo era petrol, erau și musulmani. America bombardează Serbia pentru că erau încălcate drepturile omului. Ce vreți mai frumos? Deci, ideea națională era suspendată. Suveranitatea statelor? De la fosta Iugoslavie, din anii 90, până astăzi, noi vedem că suveranitatea devine în prim plan și numele suveranității ucrainene. Scuze, da. Care, iertați-mă, nu e construită pe imaginea democrației Uniunii Europene, pentru că generalul Zaluzhin nu-și face selfie în spate cu portretul lui Adenauer, al lui Monet sau lui Schumann, ci cu portretul lui, mă rog, un alt tip de lider ucrainean, da? Da. Care în vremuri de pace ar fi inacceptabil. Dar l-au scos la un moment dat. Dar vreau să spun că acolo e vorba de naționalist, suveran. Nu spun slavă democrației sau slavă Bruxellesului, ei spun slava Ucrainei. Deci acolo este vorba de naționalism ucrainean, identitate națională, suveranitate ucraineană pe care ei și-o apără. Pe care noi îmbrățișăm. Zicem, e bine. Dar nu-i spune ce este ea. Ideea că suveranismul este un triumf al Ucrainei... I-am auzit pe mulți salutând slava. Dar ei, dacă ar vorbi, am vorbit în aceeași termen, de România, identitatea românească sau orice altă identitate, spune că asta este, se poate în secolul 21 să vorbește așa. Puteți să pe Ucraina așa vorbim. Deci este o victorie a suveranismului pe care suveraniștii nu o văd. Da, și o resping dintr-o lipsă de, discurs politic. Există de fiecare dată argumentul că Ucraina a fost invadată de Rusia. Nu contează. A fost invadată pentru că Ucraina n-a acceptat cedare de suveranitate. Bineînțeles că nu contează. În momentul în care noi votăm cedarea de suveranitate în spațiul european, pe spațiul european, excepție făcând Ucraina, suveranismul este, cum să spun, iertați-mă, ca o boală venerică, e ceva rău. Și noi trebuie să cedăm suveranitatea în politica externă pentru ca Uniunea Europeană, care e supranațională, să se miște bine. În cazul Ucrainei, Ucraina nu trebuie să cedeze nimic nicio suveranitate. Sunt multe chestii schizofrenice. Eu mă refer doar la discurs. Discursul suveranist din România nu prea nimic. Nu există nicio dezbatere publică la nivelul României despre ce se poate întâmpla, ce ar fi bine, ce n-ar fi bine, cum gândește populația. Și toate acestea ne duc în impasul și în hârtiile pe care, când sistemul este închis, produce hârtii de tipul ăsta, produce mediocrizare pentru că lumea nu mai intră în sistem. De asta ai plagiatori, oameni fără bacalaureat. Plagiatori n-avem. Nu mai avem. S-au închis. Nu mai avem. Deci asta îți produce sistemul, pentru că sistemul tău e închis. Și atunci îți produce mediocrități de soiul ăsta, care nu ai ce face. Iertați-mă, aici și dăm și de ipocrizia... În fața unei probleme reale, tu nu vei putea să o rezolvi. Domnule profesor, aici avem poate și de ipocrizia Europei, care poate să-i admită Ucrainei, tot mai spuneam, pentru că a fost invadată de ruși, tot felul de suspendări ale democrației. Păi nu, că nu e bine, că nu se poate. Că democrația, adică faptul că e un război, asta nu înseamnă că trebuie să fie suspendată. Emoțional e greu să treci peste asta. Păi e adevărat, dar când e vorba de emoție care mă afectează și pe mine, că vorbim de brațul Chilia, vorbim de limba română în Bucovina de Nord, vorbim de biserică și așa mai departe, vorbim de afectarea intereselor economice prin traseul ăsta al grâului. Dacă mă întrebați, eu nu înțeleg puterea de la Kiev. Ea trebuie să, cred că pricepe foarte bine că România va rămâne la frontieră.
Deși după război, indiferent cum s-a încheiat acest da, război. Da, dar nu... Și cum? Disprețul acesta... Disprețul a existat și înainte. Față de București. Da. Mie mi se pare... Bun, nu vreau să-l cataloguez cum mi-ar veni mie, dar da. Mie mi se pare una dintre mari înfrângere ale României. La nivel de prestigiu, statul ăsta nu mai reprezintă mare lucru. Asta e marea problemă. De ce credeți că face Ucraina asta? Pentru că a făcut-o și înainte. Pentru că poate. Că nu primește niciun... Pentru că poate. Pentru că n-a primit din partea autorităților la București nici măcar... Aici e problema. Trebuia gestionată un pic mai bine povestea asta. Vă aduceți aminte... Primul telefon pe care mă iertați că l-a dat nou ministru atunci, Kuleba, când a devenit ministru de externe Ucrainei, primul telefon l-a dat la Budapesta. Pentru că zice, ce aveți cu noi? Pentru că Budapesta bloca în continuare Consiliul NATO-Ucraina și era totdeauna pe poziții ferme. Și l-a sunat și a discutat și s-au întâlnit. Aici, la noi nu sunt nimeni. Aici este, știți cum e aici, telefonul, imaginați-vă că telefonul ăsta din România, în primul rând că nu ne sună, pentru că noi suntem previzibili și suntem dinainte cu mâna pe sus să fim de acord cu orice face Ucraina și în general ce face Europa. Hai să nu vorbesc despre Ucraina. Și imaginez într-o haltă pustie un telefon care este telefonul României. Și dacă sună cineva, nu răspunde nimeni aici, pentru că nu știe ce să spună. Eu cred că răspunde. Nu răspunde, ridică telefonul și spune prostie. Și spune da, așa va. În cazul în care răspunde, spune da, să trăiți, am înțeles așa. Să trăiți. Dar spuneam că Ucraina a făcut asta și pentru că poate și pentru că a făcut-o dintotdeauna și că nu a primit nici cea mai mică replică din partea României. De acord. Așa cum face și Ungaria, așa cum fac mai multe state. Uitați-vă ce se întâmplă și astăzi în legătură cu brațul Chilia, că am fost de acord, că le-am dat brațul de fapt. Și așa mai departe, nu mai erau temele. Și am fost de acord că bătălia e pierdută. Exact, și mai voiam să spun ceva important, dar am uitat, dar mai spun și data viitoare. Domnule profesor, mulțumesc mult. Mulțumesc. O vară fierbinte, nu? Păi contraofensiva despre care spuneați, trebuie să reușească, altfel toată lumea își va pierde răbdarea. Sprijinul nu va mai fi același, nici al mai puterilor occidentale, dar nici al populațiilor în general. Mai avem o veste proastă pentru dumneavoastră, știu că sunteți cu partea asta demografică, o discutați, ați făcut multe discuții. În 2022 au emigrat definitiv cei mai mulți români din 1991 încoace. Doar în 1990 au părăsit de tot România atâția români. Aproape 50.000 de români au emigrat definitiv din România în 2022, potrivit datelor furnizate de statistică. În ultimii 10 ani, România a pierdut imigrația externă definitivă, echivalentul populației unui județ de dimensiuni medii. Și Ucraina, din păcate, a pierdut aproape o țară. 15 milioane din populația Ucrainei nu se mai află în locurile unde se afla la începutul războiului. Din cele 40 de milioane. 5 milioane în Occident, 5 milioane în teritoriile ocupate, 5 milioane în Rusia și 5 milioane în teritoriile localizați ocupate. în alte spații. În Ucraina localizați în alte spații, adică delocalizați din teritoriile în care ne au locuit. Deci 15 înțeles. Milioane este o țară. Ce mai poate aduce summitul NATO? Mai e o zi mâine, nu? Din câte știu. Da. Politic, trebuie să înțelegeți pe cei care vorbesc despre summitul NATO. Summitul acesta NATO risca să fie o lovitură politică majoră pentru spațiul occidental. Politic vorbind, stați o secundă, este greu că vă confirm aici Erdogan. Erdogan i-a transmis lui Biden că dorește să deschidă o nouă eră de colaborare cu Statele Unite după ce a fost de acord să ridice veto-ul Turciei asupra aderării Suediei la NATO. Ce frumos! Vă rog! Este ceea ce bănuiam, că vreau o vizită la New York, vreau o vizită la Washington, mă iertați, dar nu a ridicat niciun veto, să ne înțelegem. Adică a ridicat veto-ul personal și l-a transmis Parlamentului. Ce a transmis președintelui Biden este că dacă aceste condiții alea în care nu vor fi respectate, Suedia nu se va duce în NATO. Punct. Deci noi suntem în faza de suspendare în care Turcia va primi niște lucruri importante. Doamne, Turcia este cel mai important jucător în această regiune. Nu vreau să mai insist foarte scurt. Industria chimică a Germaniei, care industria chimică a Europei este una dintre cele trei ramuri mari industriale ale Europei, a ajuns la jumătate, a căzut la 50%. De ce? Din cauza gazelor, din cauza închiderii, din cauza bunului. Sunt 5 conducte care vin dinspre Rusia, înspre Europa. Nord Stream 1 prăbușit, Nord Stream 2 prăbușit, Yamalul prăbușit, Soyuzul și Drujba le poate închide Rusia după război oricând. Deci, practic, cele 5 conducte le-a închis, îți rămân doar cele care, Blue Stream-ul și Turkish Stream-ul, care vin în Turcia. Tot gazul de la Rus se va duce prin Turcia. Turcia, pentru prima dată în istorie, are cea mai mare șansă să devină Germania
de după război. Gaz ieftin, să dezvolte petrochimia și chimia în Turcia. Nu are banii Germaniei ca să înceapă asta, dar Turcia are cea mai mare posibilitate să ia Germaniei o bună halcă din industrie. Cu cine va face asta? Poți facă cu americanii, poți facă cu chinezii și poate că relația dintre America și Turcia se va desena într-o altă logică în care Turcia devine elementul principal, Europa pierzând din punctul ăsta de vedere preeminență. Dacă domnul Erdogan se va duce în Turcia, în Washington, România trebuie să fie un pic mai înțeleaptă și să lase ideile acestea alb și negru radicale de budoar și să gândească că lumea care vine este o lume mai degrabă a griurilor. În această lume a griurilor trebuie să te miști un pic cu mai multă eficacitate. Deja e poezia asta, domnule profesor. În această lume a griurilor să te... Asta va fi lumea griurilor, domnule. Am văzut câteva referiri și trimiteri și la China de la oficialii NATO. Că se înarmează, că este într-o dezvoltare. Ce vrea care va să zică? NATO este alianța Tratatului Atlanticului de Nord. Nu are nicio legătură cu China prin tratate. Ea nu are ce face acolo. De asta, când fac AUKUS, QUAD-ul și toate instrumentele acestea, Occidentul își pregătește viitoarele, ca să zic așa, mecanisme pentru China. Problema Europei și a Occidentului, mă rog, european în relația cu China va fi că peste Europa a trecut cu chiu cu vai sancțiunile împotriva Federației Ruse, s-a decuplat de Federația Rusă, dar dacă cineva îi cere Europei să decupleze și de China, în momentul acesta pune pe butuci toată Uniunea Europeană. Cum va juca Europa relația cu China, inclusiv cum va ține în aer bila chineză și bila americană și bila europeană, asta va fi marele spectacol de aici încolo, după ce acest război se va fi încheiat. Cu Rusia ne-am descurcat, cu China va fi un dezastru. Domnule profesor, profit de mie că plecați în vacanță, plecați în Turcia, la Izmir undeva și nu vă mai prind în vara asta. Mm-hmm. Să credeți dumneavoastră că nu vă prind. Am o știre aici, am rugat-o pe Ana, dar asta nu se regăsește, că în timpul războiului Ucraina a strâns câteva zeci de miliarde de euro. Adică nu datorie, ci a strâns banii la buget, adică rezervă. Cum se face asta dacă ești într-un război, nu, în care ai... Care ar fi explicația noastră? Depinde pentru ce au fost dați banii. Banii au pus deoparte. Un european a trimis bani și pentru și la buget, deja am trimis doar armament și doar s-au dat bani pentru considerare bugetară, bani mulți din partea Uniunii Europene. Mai dacă banii au fost folosiți după prerogativele și după înțelegeri inițiale, asta e altceva. Problema însă în Ucraina, apropo de lupta împotriva corupției, abia mijește. Nu poți face reconstrucție în Ucraina dacă nu controlezi acest mecanism financiar. Deci lupta împotriva corupției va fi concomitentă. Ce va face Ucraina, care va trebui să facă și reconstrucție și luptă împotriva corupției în același timp? Cine va conduce această Ucraina? Cine va avea legitimitatea politică să conducă Ucraina, care prin natura ei a fost spartă în multe oblasturi și în multe regiuni? Asta este o întrebare pe care nu și-o pune lumea, pentru că nu rezistă presiunii răspunsului. Ucraina va fi o mare problemă din toate punctele de vedere. Din păcate, va trebui să ne obișnuim noi în România că cel puțin 10 ani vom avea o Ucraina, elegant spus, instabilă. Domnule profesor, mulțumesc pentru participarea în această seară. Ne vedem din nou, ce, marți? Nu mai știu, cu summitul ăsta, mi se pare că e. Ne vedem din nou mâine seară și vă așteptăm să vedem ce se întâmplă în această vară fierbinte, zic eu. Nu vreau să mă gândesc la anul 2024, apropo de ce se întâmplă în Europa, în lume, în România, atâta rânduri de alegeri. Mulțumesc mult de tot, ne vedem mâine seară, orele 20. Țineți aproape!